Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Mersi Hyper Badger de 15 luni, bună ziua! Să trăiți, Valentina, mersi de 14. Să trăiți bine! Mălina H cu 29 de luni. Mulțumesc. Andi Zila, mersi de 18. Sushi, mulțumesc de 3. Elena de 12. Ana 295 de 6. Vorsachen de 10, mulțumesc foarte mult. Carlita Bonita de 17, mulțumesc. Cum a fost la Beach Please? Doamne, nebunie, să vezi cum a sărit în mine 6ix9ine. Nici nu eram pe fază. A, ok, acum e OG pe scenă la Beach Please acum? Tare. Sara Valin. De când ți-ai făcut implant, nu te mai tunzi, nu? Mi-a trimis cineva un screenshot de ăsta cu cineva care îmi făcea critică ideologică. Un incel de ăsta, tineret postac sau nu știu prea, care îmi făcea critică ideologică și adaugă la final și așa, de când și-a făcut implantul ăla de păr și când și-a făcut o freză de căcat cu tot cu implantul ăla de păr. Spare atât de faniță. Discuți concepte abstracte, politică, sociologie și să pui botul la... Și-a făcut fire implant de păr. Bună ziua la toată lumea. Bună ziua, Muna. Te las să bau de Cryptosis, am uitat să-i scriu. O să-i scriu. Trilouni, mulțumesc foarte mult pentru 8 luni. Lydia Moody, mulțumesc de 22 de luni. Efectiv Andreea, mulțumesc de 18. Alin Tudin, mulțumesc de 8. Yasaka, mulțumesc de 9. Valentina 1899, mulțumesc de 14. La mine de 1 mai e cod galben de Nisoare. Hello din Norvegia. Tare. La ce vreau eu ne uităm? De ce mă întrebați? Iar mă întrebați? Nu știți că la ce vreau eu ne uităm? Vreau să mă joc într-un final astăzi Last of Us. Mai pe seară. Ai frizura USR tineret. Vă ador și vă iubesc. Aspre faptului că sunteți surprinși că pe Twitch există reclame. Vă ador și vă iubesc. Domne, am intrat și mi-a dat reclamă. Oh, wow. Ia te uite, o altă platformă de social media unde tu ești produsul și nu este nimica moca. Wow, ce nebunie. Nu, e prima oară când mă joc The Last of Us. Like, n-am jucat absolut deloc. Cred că am jucat puțin începutul pe PS, dar după cum știți, ură să mă joc pe PS. Și am tot așteptat să iasă... Am tot așteptat să iasă pe PC. Da, am văzut video-ul ăla lui Paraschiv cu Grooming Apologizer. A venit aici și a cerut scuze față de centrofilia. Nu știu, whatever. Cred că a banghit una, două din ce a mai zis lumea. Care a fost treaba cu reclama la Beach Please de pe story? Am mai zis. Am postat și mi-a trimis cineva toate alea cu 6ix9ine și cu The Baby de care habar n-aveam și am șters în 10 minute sau ceva. M-a răzgândit. Nu, mulțumesc. Da, facem gașcă să mergem la petrecerea Euforici by Cristina Ici. A, da, și dacă credeți că în România va apare reclame, zice foarte bine cineva, activați VPN-ul de Statele Unite să vedeți acolo ce înseamnă reclame pe Twitch. Da, am văzut că s-a combinat 6ix9ine cu Bia Khalifa. Bravo româncii noastre! Coaie, ce-i hidrantul ăla din care bei? Du-te, recu! Maria56, mulțumesc de 21 de luni. Billy1212, mulțumesc de 10. Dar e posibil să mă înșel. Mulțumesc foarte mult pentru 12. Calcaneo82 și Sucterol2, mulțumesc pentru sub. Monique, mulțumesc de 20 de luni. Dandalorou, mulțumesc de sub cu Prime. Ioana3, mulțumesc de 7 luni. Dacă vă enervează de tare reclamele de pe Twitch, puteți să vă dați subscribe cu Amazon Prime. Dacă vă uitați la Prime Video, dacă aveți platforma de Prime Video și o folosiți, nu știu cum exact să căutați pe Google, mi-a fost întotdeauna lene să caut, puteți să vă faceți Amazon Prime și vă dă o lună moca, nu vă dă o lună moca, vă dă un subscription moca pe Twitch, gen indefinite, cât timp ai ăla de Prime. Vrei să le fac eu tutorial? Da, Valin, trăiască familia ta, dacă n-am știut niciodată efectiv. Da, am văzut că a plecat pătrărul de la prima. Foarte bine. Da, am văzut ce a comentat acolo lui 6ix9ine. Stați. Stați, eu am pișat pe mea. Deci asta este postarea lui 6ix9ine. Asta este postarea lui 6ix9ine, da, unde a postat el că a fost la Beach Please, la whatever. Da, deci postarea lui cu 800k like-uri. Comentariu colo. Next year we make a live stream together, bro. Congrats for the show. Efectiv împreună din pușcărie. Taci-mi până mă de martalog. 200 de like-uri. A zis cineva OG Izbul a făcut gender reveal pe scenă. Poftim. Cum adică a făcut gender reveal? Are copil? Hai 6ix9ine că ai 600 de rotiri moca. Da, are un băiat. Ok. Are un golan. Ok. Tare. Cineva zice, a, gender reveal la copil, nu lui. Da, OG Izbul și-a făcut gender reveal la sine însuși. Miss Deti, mulțumesc de 21 de luni. Michael Jordan, mulțumesc de 7. Maria56, mulțumesc de 21. Bob the Monkey, mulțumesc de 16, sărut mâna. A doi, cât de tare vă place cum se vede cu lumină naturală și ai camera nouă, ți-ai făcut upgrade la camera, literalmente e lumina afară. Denis AMB, mulțumesc de 24 de luni și XCY Bear Wow, mulțumesc de 18, sărut mâna. Bine ați venit la liceul Silviu Fire. Se pare așa fantastic, conceptul de entertainer care are contact cu publicul, știi, în care poți să-mi scrii pe chat. Poți să-mi scrii pe chat și eu să văd, știi, și să intri în contact cu mine astfel. Și gen ți se cere. E și livrează. Dă-ne bârfe fanii. Livrează, drag entertainer. Asta îmi doresc. Am niște bârfe de la cancelarie. Fă roata, please. Ți-a plăcut sincer la 6ix9ine? Da, frate, eram în primul rând, nu m-ai văzut? L-am prins pe brate, am fost printre singurii care l-a prins. Da, Venus, da. Asta e și scopul. Am și eu de văruit o cameră cu lavabile. Ești liber weekendul ăsta? Chifoi în Brașov, sfaturi. Da, nu. Ați văzut ultimul video al lui Chifoi că și-a luat un băiat să-i facă video și gen a făcut react la e ceva. M-am uitat așa de curiozitate, dar e ceva. E ce a făcut. Nivelul de lene. Da, mă, de ce stau să... Poți oare ca tânăr în România... Taci un pic. Dar unde e? Așa, da. E un video care se numește E posibil să mănânci cu 200 de lei pe lună. Și îți face un intro și păi este videoul altui om. Este da video altui om. Alex, dar tu poți să-mi spui care este cea mai mare gaură financiară din România? Mâncarea! Probabil. Hai să citim un articol despre asta. E video altui om cu aia pe canalul lui Chifoi, la care el mai reacționează din când în când. Deci hai să vedem primul lucru de care avem nevoie ca să supraviețuim. Vor costa 3 lei. Sunetul făcut praf, desigur. Ai nevoie cam de 2 litri pe zi. Asta da, nu poți să scalzi numărul ăsta. 3 lei ori 30 de zile înseamnă cam 90. Doamne, vă iubesc! Vă iubesc că au băgat ăștia reclame pe Twitch, Doamne, ce vă exasperează! Atenție, Doamne! Bună seara, în primul rând, bună seara și ție! E vreun update al Twitch-ului că mi-apar reclame înainte de stream și stream-ul în dreapta sus fără sunet. E vreun update! Da, update-ul care se întâmplă este faptul că a băgat cineva bani în advertising-ul din România pe Twitch. Stați așa ca să înțelegeți. Un update. Dar n-are nimic, adică înțeleg, apreciez că ați venit aici prima oară pentru mine. Mororile sau, mă, poate vă uitați la alți români. Mai sunt subscribe la ML7? Maybe not the match, please. Nu, dar nu mi-a intră reclamă. A, trebuie să mă... A, nu pot să mă mut pe US, sunt prost. Da, merg. Nu pot să-mi activez VPN-ul pe stream. Da, gen, dacă vă duceți pe SUA... Stați un pic, Loren. Dacă vă duceți pe SUA, e gen... Nu există să te uiți la... Să deschizi Twitch fără să te apară 30-45 de reclame. 45 de secunde de reclame. Da, deci pentru cine este confuz, Twitch, la fel ca orice altă platformă, are reclame. Numai că în România, tu ca român, depinzi de advertiserii români sau de advertiseri internaționali care alege sau nu să facă advertising pe România. Și de cele mai multe ori, advertiserii internaționali nu aleg să facă reclamă pe România. Și... astfel avem privilegiul de a nu avea reclame pe Twitch. Însă, din când în când, mai există reclame. De la, acum mi se pare că e de la Adidas, sau mai fost de la Telecom, PlayStation, Pepsi, desigur. Dar în general nu sunt reclame. Și asta este foarte funny că lumea este șocată că sunt... da, Disney a mai fost că sunt reclame. GTA 5 a mai fost, da. Și dacă nu doriți să vedeți reclamele, puteți să vă luați Prime, Amazon Prime Moca, dacă vă uitați la seriale și vă dă subscription Moca, la cine doriți dumneavoastră, sau să aveți norocul să vă giftească cineva un sub sau să vă dați dumneavoastră sub, cum doriți. Ești român și bagi adblock? Nu, din câte știu nu merge niciun adblock pentru Twitch. O să se strice și ăsta ca și YouTube-ul. Da, pe YouTube-ul se știe, nu mai folosește nimeni. Sure, wink, wink. Facă-ți adblock, zi-mi dacă îți merg reclamele sau nu. Mi se pare că nu mergeau la un moment dat cu uBlock Origin, dacă nu mă înșel, dar mi se pare că au găsit cumva să treacă și de ăla. merge, dar nu te lasă să te conectezi cu un... Da, ok, whatever, nu știu. Și așa e doar la început, adică nu e de paie că vă... Adică nu am... Yo! Big VLA! Cu 10 gifted! Ah, fuck. A ajutat 10 oameni să nu mai vadă o reclamă pe lună. Când se mai hotărăște vreun advertiser să bage o reclamă. Mulțumim, Big VLA! Să rămână, mulțumesc foarte mult. Dacă nu vedeți reclame, înseamnă că nu vrea nimeni bani de la voi, ați invins consumerismul, da. Bă, voiam să zic că sunt foarte extrem de recunoscător și fericit și binecuvântat și l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Apropo de reclamele de pe YouTube, că jumate din net revenue-ul meu de la videouri vine din YouTube Premium, which is, e absolut amazing faptul că jumate din oamenii care se uită la mine se uită complet fără reclame pentru că plătesc YouTube Premium. You're welcome, Doamne ajută! Josh Hans, mulțumesc pentru 12 luni. Hex Husk. Mulțumesc de sub. Henry Vogt, mulțumesc de 17 luni cu Prime. Officer K44, mulțumesc foarte mult de sub. Elgato Modo, mulțumesc de 11 luni. I am Ryan, mulțumesc de sub. Andrușca, cu 29 de luni, mulțumesc. Raluca 17, mulțumesc de 6 luni. Alferod Bacuta, mulțumesc de 2 luni. Ștefan 9303 cu 10 gifted subs. 10 oameni nu vor mai vedea reclama Adidas. Îmi place aia la Hasan și la toți aia străini cu... Ai ajutat 10 oameni să nu mai vadă reclamele. Și la noi e gen o reclamă pe lună. Mulțumim foarte mult, Ștefan 9303. Sărut mâinile. Apreciez. Da, ce aveți, da, când a fost nebunia cu cripto și făceam videouri despre alde Chifoi și asta era dublu ad revenue. Tot un căcat, dar era dublu. Pentru că intrau reclame la cripto. Vrei, nu vrei. Ia, am luat sub? Cum văd dacă am luat? O iubesc. Am auzit că Primăria București v-a luat 100 de autobuze electrice prin leasing. N-am văzut această știre. Porți aceeași geacă cu băiatul din reclama Adidas de pe Twitch. Păi, de ce crezi că intră la mine pe stream reclama Adidas? Ia uite că v-a făcut Valin tutorial. Nu cred că mai merge un link ăla de la jumate. Nu știu de ce. Deci ne zice așa, în România momentan nu merge să faci cont de Amazon Prime pentru că e region locked. What? Ești sigur? Stai pe sigur că mi-am făcut eu la un moment dat. Dar există un trick fără VPN, intrați pe Prime Video, să faci cont și te abonezi, intri pe... A, da, așa am făcut, da, ok, bine, scuze, așa am făcut. Te loghezi contul de Amazon Video, apeși pe Manage Twitch Account, gen aici, vă conectați acolo contul de Amazon Video. Da, ok. Fă și tu comandă, semn exclamării Prime sau ceva, cred că Prime există. Nike sau Adidas? Adidas pe viață. Auzi, Valin, vezi că nu merge... Vezi că nu merge un link, primul link de Imager, cred că din cauza liniuței dinainte de HTTPS. Mulțumim! Avem un fan CTC aici. Sau din ce era asta? A, ba nu e din Puia, fuck. A, poți să apeși asta direct? Nu cred că poți. Sau? Marc. Merge direct? Nu cred că mi-a purtat niciodată. Mă rog, whatever. Bine. Eu am sub la tine cu Prime de 6 luni și nu am plătit ceva la Amazon? Da, omule, e pe moca. Vezi că e de 9 luni în primul rând. Și în al doilea rând, probabil te referi că dai bani la Prime Video. Deci dacă dai bani la Prime Video, îmi dai bani și mie. Dacă te-ai conectat cu alea. Așa, da, vă arătam ăsta de la Chifoi, și-a luat un băiat care să-i facă video și l-a postat la el pe canal. Deci ăsta vorbește, deci ăsta face video în sine. Și Chifoi face react la video acestui băiat care video acesta e făcut pentru canalul lui Chifoi. Deci de zile înseamnă cam 90 de lei pe lună. Sau îți iei o cană filtrantă, sau îți instalezi un filtru, pentru că îți reduce foarte mult costul de achiziție la video. Bună intervenție. Și aici îl face enervant pe omul care i-a făcut video. Dietă. Dar totuși, dacă urmăm dieta asta timp de o lună, hai să vedem ce putem realiza. Dacă cheltuim lunar 200 de lei pe lună pe mâncare, da, și faci asta timp de un an, o să cheltui doar 2400 de lei pe an pentru hrană. Partea da, Vali Mexi, e că nu poți să faci timp de un an pentru că o să mori. Încă o dată, trebuie să intervin aici, pentru că Alex devine puțin enervant, da? Și acum eu o să încerc să salvez situația, devenind și mai mult enervant. Pentru că Îți face ăla video, muncește pentru tine și tu faci, stai pe canapea și faci react la el și îl mai faci și enervant. Fantastic, mă, nene. Vezi că nu-ți merge netul, se tot întrerupe. Da, omule, sunt sigur că de la mine se întrerupe, de la netul meu se întrerupe. Cu siguranță nu e o problemă de la tine. Da, și încearcă să răspundă la întrebarea, poți să mănânci cu 200 de lei pe lună? Da. Normal că e imposibil. Omul zice că să mănânci doar orez cu cartofi. Și că să te resfezi din când în când cu carne. Cu care restul banilor îi bagi în cripto. O comedie completă cu aia. Da, Dicot, asta se întâmplă. A, da, și că dacă ai poftă de ceva dulce, să iei o linguriță de zahăr tos. Să-ți iei o pungă de zahăr. Și dacă ai poftă de ceva dulce, să iei o linguriță de zahăr. Nu-i vali, mai auzi cu link-ul ăla de imager. Da, efectiv, luați-vă apă de la cijmea din parc. Next video be like, cum să stai în chirie cu 100 de lei pe lună? Tot ce trebuie să faci e să găsești un pod. Vedeți că astăzi are și Rux. Cine e Janghina? Dacă vreți să vedeți. La 8. Scarlet Maria, mulțumesc de 3 luni. Chiar Leila, mulțumesc foarte mult pentru sub. Alex VLD 1233, mulțumesc pentru sub cu Prime. Iată că un om a reușit să urmeze tutorialul. Andreea Pop, mulțumesc de 11 luni. Uite, și Adrian Mititelu 1948 a reușit. Și Huizant Kiko a reușit. Și Grifonet a reușit. Nu, Grifonet n-a reușit, dar mulțumesc de 5 luni. Tincuță, mulțumesc. Bun. Vreau să mă mai uit la bullshit-ul lui Marius Simen în legătură cu fostul său iubit, cu iubitul său actual, pardon. A făcut un video, fostul iubitului meu mă hărțuiește. Iubitul care nu există, îl hărțuiește fostul său. Pentru ce nu știe, pentru ce n-a fost la curent, Marius Simen a început o poveste pe internet cum că și-a făcut gagic. Și gagicul în mod evident nu există și tot face content pe această chestie, că gagicul meu, gagic care nu există. Și acum hai să vedem ce a făcut fostul gagicului său. Am început să-și deschidă gura și mi-a zis, vrei să știi adevărul? Ok, îți spun tot adevărul. Hei, ce faceți? Eu sunt Marius și bine ați venit la mine pe canal. Astăzi o să discutăm ceva ce pe mine mă scoate din sărite exagerat de tare de când am început relația cu Vlad. Din titlu probabil v-ați dat seama că astăzi o să vorbim despre fostul lui Vlad și ceea ce se întâmplă, pentru că primesc foarte multe mesaje de amenințare, primesc foarte multe jigniri și așa mai departe, nefondate bineînțeles. Și astăzi am decis să fac vlogul acesta pentru că aflasem deja de când am făcut data trecută vlogul că fostul lui Vlad oarecum îmi dă niște mesaje amenințătoare și așa mai departe și am zis că o să vorbim în cazul în care se vor întâmpla anumite chestii. Nu mi-aș fi dorit să se întâmple absolut nimic din tot ceea ce o să fie în vlogul ăsta pentru că mi se pare o lipsă de respect și mai ales foarte multă imaturitate la mijloc. O să încep bineînțeles cu începutul pentru oamenii care nu știu despre relația mea cu Vlad, însă mă înșel pentru că este prin TikTok-ul, deci cam toată lumea știe că sunt într-o relație cu un băiat. De nivelul de mitomanie să mor eu. Yo! Florentina Floreasca cu 13 gifted. Mulțumesc! Sărut mâinile! Am consumat șervețelele, trebuie să mă duc să-mi cumpăr. Dar îți mulțumesc foarte mult pentru 13 gifted. Dați-i șervețele Florentinei Floreasca. Este o fată Florentina care stă în cartierul Floreasca. Mulțumesc! O să fie foarte greu să vorbesc în vlogul acesta pentru că, nu știu, pur și simplu nu m-am gândit vreodată că se poate întâmpla așa ceva. Nu am avut de-a face cu așa ceva, este prima dată. Dar chiar nu lucrează nimeni la Teva pe aici? La Teva? Nu lucrează nimeni la Teva să-mi trimite și mie un balot de la de șervețele? Când am de-a face cu astfel de chestii care mi se par destul de dubioase și copilării, sunt efectiv niște copilării. Pentru cei care nu știu, eu sunt într-o relație de aproximativ 3 săptămâni. Bravo, Valin, să rămână. Plus, minus, nu contează. Și l-am întâlnit pe tipul ăsta la un vernisaj, a fost totul foarte frumos. Puteți să mergeți în blogul celălalt să vedeți cum l-am cunoscut și așa mai departe, pentru că acolo este mult mai bine explicat absolut totul. Astăzi o să ne axăm pe fostul lui, nu neapărat pe relația noastră. Și o să începem prima dată cu un mesaj și anume, am făcut foarte multe screen-uri, deci sunt foarte multe mesaje de la acest cont. Acest cont, bineînțeles că este un fake, nu este real, pentru că mă gândesc că nu ar fi scris cu contul lui real, adică era și penal să-mi scrii cu contul real pentru că te-aș fi pus la punct în următoarea secundă. Evident că este un cont fals făcut de fostul lui ca să-mi trimită mie mesaje amenințătoare și să mă intimideze, dar nu prea reușește pentru că sunt prea puternic, am trecut prin prea multe chestii să mă afecteze așa ceva. Bă, asta cam așa e, sincer. Dar nu cred că e ceva în lumea asta care îl poate intimida pe Marius Simen. Adică după ce efectiv la urât tot internetul, 1 milion de oameni probabil care au văzut toată dramoleta cu alea, cu toate minciunile, cu Nelca, cu niște, după ce te-au înjurat 1 milion de oameni în România, ce te mai poate mișca? Ce te mai poate afecta pe lumea asta? Respect! Nici măcar nu i-am acceptat mesajele, sunt la hide and request. Ok, primul mesaj este să știi că Vlad încă mă iubește pe mine, tocmai... și-a făcut cont de Instagram. Și-a făcut cont de Instagram să-și scrie singur. De ce zice? Ok, primul mesaj este să știi că Vlad încă mă iubește pe mine. Tocmai mi-a vorbesc cu el pe FaceTime. Asta, atenție, în contextul în care el a recunoscut că mail-urile alea de la Nelca erau scrise de el. Deci tu deja ai background de om care își scrie singur și pe urmă vii cu asta. Să știi că Vlad încă mă iubește pe mine, tocmai mi-a vorbesc cu el pe FaceTime, lasă-l în pace că suntem într-o relație, încă cine te crezi, vedeta, nu vezi că te faci de râs pe internet, stai că-i spun eu cine ești tu. Ok. Deci acest om, allegedly, deci acest om care există, este într-o relație cu iubitul lui Marius Simen, care există și el la rândul său. Deci, deci practic, Marius Simen e amantul tipului. Astfel, de ce și-a făcut cont fals această persoană ca să-i scrie lui Marius Simen? Deci, atât timp cât Marius Simen știe de la... Păi da, nu, am înțeles, da, e fostul, adică ca așa zice el că e fostul, asta am înțeles, da. Dar atât timp cât Mario știe identitatea acestui om prin iubitul său, ce rost are să-i scrie de pe un cont fals? There's no point in that. Măi, e ca și cum, ce nu înțelegeți? E ca și cum Sabina se desparte de mine și eu îi scriu următorului ei gagic dă pe un cont fals și zic salut, sunt fostul Sabinei, te rup cu bătaia. De ce aș scrie de pe un cont fals? Că știe clar cine e fostul Sabinei, de la ea, nu? Ce rost are să scrie de pe un cont fals? Poate e și asta o strategie de marketing. Ești tu. Ok, prima dată când am primit mesajul ăsta, pur și simplu mi s-a părut, bă, o glumă, adică gen primesc foarte multe mesaje de la foarte multă lume, conturi false și așa mai departe, în care îmi spune că mama îi spunem noi la Vlad cine ești tu, cu Nelca Miroslava, cu nu știu ce chestii. Și eram gen, da, ok, mi-a trimis un mesaj, am dat sim și cam atât, nu am răspuns și nici nu aveam de gând să răspund, pentru că primesc foarte multe mesaje legate de relația. El pe FaceTime. Ah, by the way, Marius Simen câți follower are? Am putea zice în care e gen câți follower are Marius Simen pe Instagram? Măi, efectiv face la memă ca să-i comentăm astea. Efectiv face la memă ca să-i comentăm astea. N-are cum să fie atât de prost. Are 110k. Are la fel de mulți follower ca mine. Are la fel de mulți follower ca mine. Voi vă dați seama ce înseamnă la 110k? Câte mesaje primești în fiecare zi? Câte mesaje ai în request în fiecare zi? Vă zic eu, 10. Marius Simen... Acest om i-a scris, e intrat în request la 3 și 14, nu în request, în hidden request, mai mult ca sigur, pentru că are 00. E intrat în hidden request la 3 și 14 și el la 3 și 15 a făcut screenshot. Refuz să că e atât de prost. Efectiv, cred că le face la OHA, tocmai ca să comentăm noi ca proștii. Refuz să cred că e atât de prost. Nu foarte multe mesaje de la foarte multă lume, conturi false și așa mai departe. În care îmi spune că mama îi spunem noi la Vlad cine ești tu, cu Nelca Miroslava, cu nu știu ce chestii. Și eram gen, da, ok, mi-a trimis un mesaj, am dat sim și cam atât. Nu am răspuns și nici nu aveam de gând să răspund, pentru că primesc foarte multe mesaje legate de relația mea de la... Primesc foarte multe mesaje, dar pe ăsta l-am văzut de pe un minut pe altul. Tare. Dar dacă actualul chiar există și e mai nebun ca Simen și chiar el a trimis mesajele ca să-și... Doamne, da, ok, asta s-a întâmplat cu siguranță. Copii, de la oameni frustrați și așa mai departe. Și nu am prea pus accent pe chestia asta pentru că era o chestie minoră, adică primesc mesaje mult mai grave. Stai, suntem noi proști, era PM și AM. A, nu, cine dracu are formatul de 12 ore? Cine dracu are la telefon formatul de 12 ore? Gen să fie ora 15 aici. Eu, Doamne, se sturbați. Pur și simplu mi se pun niște chestii destul de normale, având în vedere că primesc foarte mult hate în mediul online. Bun. Trecem la următorul mesaj. Următoarea zi la ora 14:25 zice: nu vă mai postați, bă, căcănarilor, sunteți de tot râsul. Tu să-l lași pe Vlad în pace, că fac urât, vin peste tine, bulangiu ce ești. Având în vedere că și el este bulangiu. Dar oricum am să fac un mare, mare anunț. În momentul de față, comunitatea LGBT obișnuiește să dea bully altor gay. Deci gayi se terfelesc pe ei însuși, gen, gayi cu gayi. Bă, lipsă totală de respect, ești bulangiu și faci pe altcineva bulangiu, adică faci aceleași chestii. Faci aceleași chestii pe care le faci un bulangiu și tu îl faci pe altul bulangiu. Să știți că comunitatea LGBT este o comunitate destul de toxică din punctul meu de vedere, adică gayi sunt foarte invidioși pe alți gay și se creează frustrări și așa mai departe. Deci comunitatea LGBT nu se susține. Deci, again, el zice aceste lucruri, el fiind omul care își dă mesaje singur, fiind toxic cu sine însuși. Gen, nu se susțin gay unii pe alții. Mai mult dau hate. Ok, deci pur și simplu la mesajul acesta care urmează să-l pun aici, bă, mi-a creat o suspiciune și pur și simplu mi-am dat seama, da, ăsta e fostul lui Vlad. Mi-a scris la ora... Mi-a creat o suspiciune. I-a zis din primul mesaj. Mi-a creat o suspiciune. 15. Da, mi-a scris la ora 15, era zi. Vezi că tatuajul lui Vlad de la... eu i l-am făcut, a fost ideea mea de tatuaj. Du-te dracu de boschetar ce ești, îți rup picioarele marș. Muhahaha. Acesta a fost momentul în care am știut ăsta e fostul lui Vlad, pentru că Vlad are un singur... Asta a fost momentul în care am știut. Abia când i-am zis despre un... I-am zis despre un tatuaj pe care putea să-l vadă doar cineva cu care faci sex. Cam ăsta a fost momentul. Singur tatuaj în zona inghinală, nu o să spun ce pentru că nu are niciun sens, are un singur tatuaj în zona inghinală pe care mă gândesc că doar partenerii îl văd și ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama că bă, ăsta e fostul lui Vlad, ăsta e fostul lui Vlad care îmi trimite mesaje, mă hărțuiește și așa mai departe. Moment în care am decis trebuie să-l întreb pe Vlad ceea ce se întâmplă, trebuie să mă interesez despre fostul lui pentru că nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă. Astfel încât într-o seară pur și simplu m-am pus pe pat și am zis la Vlad: ok, povestește-mi de fostul tău, fără niciun context, fără nicio referință, l-am luat așa, spune-mi de fostul tău, ce-i cu fostul tău, cât timp ați fost împreună și așa mai departe. A fost puțin reticent la treaba asta. Ador, da, Vlad e de acord să facă video despre el? A cerut consentul unei persoane inexistente? Da, pentru că a avut un moment de la de anxietate și m-a privit în ochi și mi-a spus: ok, o să vorbim despre el, dar nu trebuie să îți fie frică sau chestii de asta. Și eram gen, de ce mi-ar fi frică de unul? Singura mea frică este Dumnezeu, în rest nu mi-e frică de absolut nimeni. Ok, am început discuția și bineînțeles primele lucruri pe care mi le-a spus au fost niște chestii foarte negative și foarte rele despre acest fost. Ei au fost împreună aproximativ un an, s-au despărțit anul trecut în 2022, în iunie s-au despărțit, au fost împreună aproximativ un an. Asta mi-a spus Vlad, că a fost împreună aproximativ un an, dar s-au mai și despărțit, au fost drame și așa mai departe. Mi-a spus niște chestii destul de grave despre el. După ce mi-am povestit absolut totul, am rămas așa cu un gol în stomac, am trecut peste oarecum și am zis că ok, nu o să-i dau importanța acestui tip, pentru că este un fost de la foarte toxic care pur și simplu nu are ce face cu viața lui și nu poate să treacă peste o persoană care i-a dat foarte multă încredere și foarte multă stabilitate și probabil nu poate accepta faptul că s-au despărțit. Crea din 2 în 2 ore jigniri, chestii, amenințări, chestii despre Vlad pe care nu le știam și poate aveam oarecum tendința de a crede chestiile pe care el le spunea. A spus foarte multe chestii negative de Vlad și eu nu-l cunosc așa pe Vlad până în momentul de față, iar dacă o să-l cunosc într-adevăr cum este el cu adevărat, fiecare avem defecte, pur și simplu fiecare avem defecte. Oamne, ce filme ești. Bă, da, eu nu înțeleg. Colega aia lui de apartament, de ce nu-l dă în gât cu aia să mor eu? Ar fi viralul lumii. Deci s-ar lansa fata aia pe internet. S-ar lansa pe internet mâine. Ar fi trending numărul 1. Să-l dea în gât cu toate vrăjelile astea. Stai că i-a mai scris și-a mai scris el însuși, ia, atenție. Om când omul ăla nu mai vrea să fii în viața lui. Ceea ce mi se pare funny este că se comportă ca și cum noi am fi prieteni, îmi cere bani, să-i împrumut câte 100 de lei, 200 de lei. Oricum o să vedeți aici pe ecran absolut toate conversațiile, mă rog, conversații, că eu nu-i răspund. Mi-a plăcut să te văd, azi pe stradă, ai față de bideu, nu vezi ce gras ești, dacă nu îl lași pe Vlad în pace o să fie urât rău, vorbesc serios. Ferească Dumnezeu, cum poate unul ca Vlad cu tine, mă, Nelca Miroslava. Reply la o poză cu coliva, nu te fute cum mă futea pe mine. Clasic Hags FHS. Deci el îmi scrie constant și eu nu-i răspund absolut deloc. Acesta este momentul în care eu filmez vlogul. În cazul în care se mai întâmplă ceva grav, oricum la următoarea abatere, am să mă duc să depun o plângere împotriva lui. Îi știu și numele, știu și cum arată și cu siguranță... Păi cum îi știi prea numele, că ți-ai scris după cu un fals? Merg să depun o plângere împotriva lui, pentru că ceea ce face el deja este hărțuire și nu mi se pare normală aceeași chestie. Eu ce, trebuie să stau cu frică în casă că intră un nebun peste mine? Oricum... Plângere pentru mesaje, dar normal, chiar e hărțuire dacă ar fi real, deși în mod evident nu este, dacă ar fi real, da, e hărțuire online, l-a amenințat. Da, poți să te duci la poliție pentru așa ceva. Relația mea cu Vlad, sincer, merge foarte bridge. Merge foarte bridge, subiectul ăsta... Deci bine, te duci degeaba dacă e de pe genul ăla de confals. Cum ne-o nici nu știu ce să zic, ne-o întristat. Ne-o întristat foarte tare. Oh. Și cel mai funny e că sunt atâția copii care pun botul, man. Felicitări pentru 3 săptămâni de relație. Și Mario tot vrea să îl ajute, un om minunat. Nu, sorry, astea-s conturi false. N-are cum, astea-s conturi false. No, nu e fals. Fuck! Felicitări pentru 3 săptămâni de relație, să vă țină. Da, efectiv, zice cineva bine aici. Săptămâna viitoare, Vlad m-a înșelat cu fostul lui. Avea arond ce... Cine avea 69? Ce? La ăsta am intrat sau la cine am intrat? Nu. La cine intrasem? Ah! Arond muie 69! Arond muie 69. Respect. Șmecher. Uite, se uită la PewDiePie, la Ursu, la Marco Glass. Astea sunt toate subscription-urile lui, gen are subscription la 10 canale. Marc, whatever. Salut! Sunt content creatorul vostru preferat. Muie 69. Tare. Andreea, mulțumesc de 27 de luni. Atena Ignat, mulțumesc de 27 de luni. George Ron 93, mulțumesc de 21 de luni. Cristina 01, mulțumesc de sub cu Prime. Tenma Tancur. Aoleu, Tenma Tancur. Mulțumesc de 3 luni. Cojo, mulțumesc de sub. Zaha 30, mulțumesc de 14 luni. Taci! Da, e fraxul muie 69. Băi, a făcut Loren un video și n-am putut să mă abțin să nu dau click pe el. Se numește Ce doresc femeile în pat în 2023. Deci nu așa azi, mâine, poi mâine, ieri, alarte. Că tu ai făcut sex, dacă ai făcut sex în 2022, ai belicarațul, că n-ai ținut pasul cu trendurile. Că se mai mută și clitorisul din 2022. N-ați văzut ce inflație în zilele noastre? Și are acest outfit de... Nu știu ce să... Vreau să zic Sherlock Holmes, dar... mai rău de atâta, nu știu. Da, mai bine punea... Păi nu, că la anul schimbă cu 2024, că așa se face. Așa se face, schimb titlul, ca să intre mai bine în algoritm. Hai să vedem, are doar 10 minute. Femeile în pat, de la tine ca bărbat. Este un topic cumva tabu. Cercelul Diamant. Cercelul tip Cristiano Ronaldo 2007. și este un topic unde noi bărbații nu prea avem informații pentru că nimeni nu le oferă, știi? Iar dacă te duci la o femeie să o întrebi pe ea ce ar vrea, o să vezi deseori că sfaturile din târg... A, da, acum văd asta, nu e un palton, este o geacă de piele albă. Este un motorbike alb. E găsită de pe la fete, vă rog frumos. Când vreodată ați văzut o geacă de piele albă la băieți? Motopapi! Nu prea sunt alea cu sfaturile din lumea reală și ceea ce funcționează. Femeia merge pe principiu că fii tu însuți, bla bla bla, și noi știm deja bolșetul la care nu funcționează. Așa că pe acest canal noi dăm mereu adevărul, suntem alături de tine, îți dăm versiunea cât se poate de necenzurată a ceea ce tu trebuie să fii sau să faci, a ceea ce poți descoperi testând o singură dată. Și așa că în acest clip o să plecăm de la faptul că cel mai important lucru când vine vorba de a fi în pat cu o femeie este energia cu care tu vii acolo. Deci, energia asta se referă foarte mult la frustrări pe care tu le-ai putea avea la adresa feminină, dar poate chiar la adresa ta, poate chiar la adresa bărbaților, poate la adresa părinților. În pat nu poate exista nicio formă de resentiment, de remușcare, de regret sau de condamnare a anumitor persoane din anumite perspective că ți-ar fi greșit ție în viață sau că nu sunt ok sau mai știu eu ce chestie. Îți vine să crezi sau nu, toată perspectiva asta asupra vieții îți va afecta energia ta ca persoană și energia ta sexuală. Pentru că orice tip de resentiment, orice tip de gând nasol negativ, orice frustrare se va vedea la tine printr-o reținere. Gagica să stea pe TikTok aici. Gagica stea pe TikTok, avea o mână întinsă așa și stătea pe TikTok. Aștepta să se dea asta de pe ea ca să continue să uite pe TikTok. Reținere, se va vedea printr-o încordare, se va vedea faptul și se va simți că tu ești în capul tău. Deci e foarte bine să-ți faci o introspecție, să te întrebi cam care e viziunea ta în general despre tine, despre oameni, despre femei și să vezi dacă cumva tu poți recunoaște în trecutul tău momente în care te-ai blocat, erai în capul tău, te întrebai oare ar trebui să pun mâna pe ea, oare dacă am venit acum acasă la ea, ar vrea să stau în pat cu ea, oare acolo vrea să ducă treaba asta? În realitate lucrurile ar trebui să conducă spontan. Oh, din nou nu zice absolut nimic, dar de data asta nu mai aveam reclame. Sper că intră curând reclamele. Despre chestia asta, iar tu să nu ai îndoieli, să nu te gândești dacă își dorește asta. Ar trebui să-ți fie clar că odată ce ai trecut pragul, cam ăla ar putea fi un scop sau un obiectiv în mintea amândurora, dar desigur care se poate bloca sau împotmoli, pentru că sunt gândurile tale care prind viață și strică interacțiunea aia. Deci, oricând o femeie poate să te invite la ea, nu înseamnă neapărat că asta vrea, înseamnă doar că dacă știi să joci cărțile, lucrurile duc spontan și natural acolo, căci de ce nu? Este plăcerea. Deci dacă o femeie mă invită la ea, nu înseamnă neapărat că asta vrea. Nu înțeleg. Nu zice nimic. Da, Maxis Lăbog. Supremă, este climaxul serii sau zilei, ce poate fi mai minunat decât atât. Dar desigur, dacă faci o greșeală, s-ar putea să saboteze aceste aspecte. Totodată avem bărbații care sunt într-o relație sau care se văd cu o persoană de o anumită perioadă de timp, o lună, două, trei, au ajuns în pat de ceva mai multe ori, poate e o persoană cu mentalitatea destul de mișto, o deschidere sexuală în cazul femeii, da? Și atunci îți dai seama la un moment dat că ceva nu mai merge. Dacă ceva nu mai merge, s-ar putea să fie în mare pentru că nu ai parte de ceva nou, nu vii cu niște idei noi pe care să le aplici, cu niște rutine, cu niște chestii pe care poți să le faci extra. Dar în primul rând, pozițiile noi, ideile, cum ar fi locațiile noi, scenariile noi pe care tu le-ai putea folosi în sex, astea ar putea da viață interacțiunii și pasiunii dintre... Deci stai un pic... Da, în primul rând, de ce avem un edit cu drone shots din Timișoara sau de unde e aici odată? Și a doua oară, deci te combini cu cineva și după 3 luni nu mai simți atracție față de persoana aia și soluția este... Să vă futeți în public sau asta zice? Că să schimb locația. Cum gen, ce, să-mi iau un Airbnb, să-mi fac poze ca tine? Ce să facem exact? Te duci în Timișoara, ce să faci? După 3 luni? Înțeleg, un sfat bun după 1 an, 2, 3, 10, whatever, înțeleg atunci. După 3 luni? Crezi că asta e problema dacă după 3 luni tu nu mai simți atracție față de persoana aia? Că nu te-ai văzut în Timișoara? dintre voi ar putea să facă lucrurile mai condimentate și până la urmă asta căutăm. Căutăm ceva mișto, din când în când câte ceva diferit. Tu cam așa poți deveni suma tuturor fanteziilor ei. Dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi. Noi am scris niște cărți, o să arăt doar două momentan că atât am la îndemână. Asta e o carte cu repede și cu rutine care funcționează. Asta e o carte care a schimbat viața a mii de bărbați și cu cartea care a schimbat viața la mii de bărbați n-a putut să fie dată pe dimensiune ca să acopere... Bă, n-a dat poza pe dimensiune și i-au printat așa! Acum am văzut prima oară. Deci, deci pentru cine nu știe, când dai la editură, printați-mi nu știu ce, aia zice, bun, ce dimensiune doriți? Asta. Bun, trimiteți-ne o poză pentru copertă ca să vă printăm. Și a trimis poză care nu-i pe dimensiune. Că de-aia sunt astea albe aici. Asta e cartea care a schimbat viețile la mii de oameni. A, scuze, am judecat o carte după copertă. Că este omul ăsta face content creation de 10 ani de zile. Faci cu ajutorul tău. Băi, e alb cotorul. E alb cotorul, de ce l-a trimis doar... El a trimis doar asta și în restul ei au zis, bă, alb. Zeci de mii, sute de mii curând. Trebuie să o iei, trebuie să anunci o privire, e mișto. Dacă aplici două chestii din cartea asta, faci niște schimbări dramatice și femeile alergă după tine ca... Ca și cum ai fi un izvor de fantezii supreme, un izvor de lucruri mișto pe care ea și le dorește. Tu dai o încercare, intră pe fără să se vede pe chiar acum și arunc o privire la lucrurile astea. Înainte să continui clipul, să mai zic o chestie. Noi avem videoclipuri secrete, private, care sunt dedicate membrilor. A făcut și Loren carte de educație financiară, chat. A făcut Loren carte de independență financiară fără sens TV cu... Bitcoin. Oh my god. Oh my god. N-a scăpat niciun coțcar de Bitcoin cu aia și de cripto. Nu este niciun coțcar în această țară care n-a fost interesat de acest subiect ca să-l vândă. Deci, atenție, are cartea Independență Financiară așa nu știu ce pe față și pe spate este el bând ca feluță îmbrăcat ca Sărilie Dumitrescu. Doamne, ce dor îmi era de el. Fără sens TV. Toate așa. Toate așa. Produse. Stai un pic. Cartea. Păi și unde e cartea? Unde-i stai, frate, un pic? Unde-i cartea? Curs fashion și lifestyle. Bă! Curs fashion și lifestyle. Poți să te îmbraci ca Loren. Păi unde e cartea, frate? Pe valurile alfa, curs gradaționale, fashion. Unde-i... Unde-i cartea? De unde cumpăr cartea? Nu i-a făcut încă rollout, da. Independența financiară, fără sens TV. Independența financiară. Doamne, faptul că folosește numele fără sens TV la o carte. Curs YouTube Engine, 1500 de lei. 1500 de lei ca să te învețe cum să faci prank-uri cu castravetele în pantalon la metrou. Tare. Aha, hai că am găsit-o. Nu știu unde era ascunsă, dar am găsit-o. Carte Independență Financiară, fără sens TV. 250 de lei, bă! 250 de lei! Bă, nene. Sorry, you do not have permission to view this content? Well, I think I have. Wow. Dacă îmi cauți fără sens independență financiară, asta îți dă prima oară. Bună ziua, bine v-am găsit în clipul de astăzi. Dar nu uităm de acest collab. Începem să ne vedem propriile erori și ce am putea să facem mai bine. Sunt sigur că unii dintre voi nu știați despre el, dar da, a existat. Un special care mulțumesc tare mult. sute de mii, și Cristian Nefeu la fel, că de la ei doi am cumpărat cursurile până acum și niște consultanți. Deci, practic, eu în momentul ăla mi-am solidificat niște cunoștințe, dar netrecând practic prin ce au trecut ei, nu știam ce se poate întâmpla. Da. Și atunci... Chifoi venit după șantier de la Bubble Waffle, l-a dat cu bidineaua, după cum puteți vedea. Au fost unele informații din curs care mi-au confirmat că fac bine ce fac și altele care au venit în completarea la ce făceam. Și atunci n-are nicio treabă cu value. 626 de views, by the way. Canalul financiar independent. Spațiu Cryptoverse Afaceri Online. Îmi dau seama că în acest moment pe internet circulă o grămadă de zvonuri cu o grămadă de antreprenori care sugerează ție Loren Crypto Content, baby, let's go! Să bagi toți banii tăi în cripto, de parcă alte căcaturi în viața asta nu ar mai conta, de parcă tu n-ai vrea să bei o bere sau să mănânci o pâine caldă, nu, totul e cripto. Așa că în clipul de astăzi vreau să-ți vorbesc puțin despre spațiu cripto versus ce înseamnă să deschizi o afacere online. Și îmi permis să-ți vorbesc despre asta pentru că eu le-am făcut pe ambele și nu sunt unul care dau din gură cum sunt mulți alții și nu dăm nume că n-are sens, dar vreau să-ți explic faptul că prea multă amplificare emoțională există pe internet și prea ușor vorbesc cu unii care poate chiar au reușit niște sume și vorbesc în numele tău de parcă tu ai fi ăla care ai sumele alea. Uitând astfel că consumatorul de bază al YouTube-ului în general care caută clipuri despre cum să facă bani, caută tocmai pentru că nu i-are. Și atunci, tocmai pentru că nu i-are, noi trebuie să ne amintim întotdeauna de chestia. Ăsta stă așa îmbrăcat în casă că l-au debranșat. Bă, efectiv, cum stai manere cu paltonul ăsta gros în timp ce filmezi? Mai ai și lumina care probabil îți face niște căldură. Ce cum stai cu paltonul pe tine, mă, frățioare? Stai în drumul taberei, ce ai? Este asta și să ajutăm oamenii să crească de la zero. Și cum îi ajutăm? Nu prin a le spune neapărat ce să facă, ci prin a fi noi un exemplu în acel domeniu. Începem deci de la faptul că am scris o carte, se numește Independență Financiară. Dă-i o probă că a ajutat deja sute de bărbați, abia aștept să ne ajuți. A ajutat sute de bărbați! Nici măcar nu se poate găsi pe site. A ajutat sute de bărbați, Doamne, ce-i place să zic asta? Tu să putem spune că a ajutat 1000 de bărbați. Pentru că în cartea asta ofer lejer 12 idei despre cum să faci bani. Le-am testat pe fiecare, doar că nu m-am ținut de ele. M-am ținut de două mari și late. Una pe care o vezi pe canalul ăsta și alta care e pe alt canal. Deci s-a ținut de două mari și late, una pe care o vezi pe canalul ăsta. Un canal cu 2.87k subscribers cu un video care a făcut 200 de views. Și el a făcut bani din asta. Pentru că n-ai cum să te ocupi de 150 de lucruri. Dacă vrei să fii omul bun la toate... YouTube Engine! Vei sfârși ca un om lipsit de personalitate. Și atunci îți sugerez să citești această carte și dacă în inima ta simți vreuna din acele idei care ar fi pentru tine, să te duci all-in, cărțile jos și să începi să activezi sensul ăla. Vreau să vorbim puțin despre spațiul cripto. Despre mai exact ce înseamnă el. În momentul ăsta, da, totul e cam la pământ. Totul depinde de moneda mamă, de Bitcoin. Pe lângă toată treaba asta, da, celelalte monede nu mai cresc până nu crește tăticul, mai mica, Bitcoinul. Așa că nu mai aștepta cai verzi pe pereți. Și vreau să dai seama cum investițiile cripto nu sunt o idee proastă. E vorba doar că nu prea sunt bazate pe niște facts concret. Da? În sensul că chiar dacă sunt multe dovezi în umbra lor că ele o să crească și că au utilință și că așa mai departe, totul se bazează în final la tine pe niște sper. În timp ce în momentul în care tu activezi în mediul online, eu pot să-ți arăt cu cifre și să-ți explic ca pe tatăl nostru foarte ușor la ce poți tu să te aștepți. De aceea... Păi ce zice? Da, utilință, da. Ce zice? Bună seara, Emi. Cineva zice, și la el pornește mai greu motorul la canalul lui, că sunt mulți cai de trezit. Eu apreciez mult mai mult momentul care... Dar chiar Bujor nu-i făcut și el cu cripto? Bujor nu-i făcut și el cu cripto, cu educație financiară? Lansează un business online și vrea să lucreze în sensul ăla, pentru că deja el bazează lucrurile pe anumite... Dar deja nu mai e entertaining, man. Efectiv s-a liniștit. Am liniștit un om. Am liniștit un om de la hot take-uri. Efectiv nu mai este entertaining. Bun. 5.000 de euro lunar ușor. În clipul de astăzi... 700 de views. Să-ți vorbesc despre cum să faci 5.000 de euro pe lună după un an depus în munca online. Și ce aș vrea să înțelegi că da, poate sună puțin incredibil, poate sună chiar imposibil. Toți avem credințe. Aceste credințe ne dictează locul din care acționăm în viață. Dar... cu cineva. S-a văzut cu cineva, s-au dat un pumn în perete. A dat pumn în perete. A dat pumn în perete la mamaia. Probabil sună cumva dubios, dar stai până la finalul clipului și o să vezi cât sens are de fapt. De fapt, dacă ai urmărit sfaturile de pe acest canal, ți-ar fi atât de bine în viață. Doar că de la a asculta niște lucruri până la a le pune în practică, vorbim aici de efort, de timp, te gândești de la bani, bani pe care nu-i ai. Ai o grămadă de scuze, iar eu sunt... Ia căzut portofelul peste mână. Aici asta... A dat cu pumnul la aparat. Să rup aceste scuze, pentru că îți doresc tare mult fericirea și libertatea financiară. Să nu mai depinzi de un șef pe care îl urăști, să nu mai fi angajat într-o locație unde te duci și ai fi preferat să stai poate cu... De mâine gata cu sclavia la Jeff Bezos. De mâine... Prietena ta, cu cățelul, cu mama, cu bunica, nu contează. Că tu ai putea în acest moment să deschizi un canal de YouTube, despre asta vorbim, da? Eu pot să-ți vorbesc despre asta pentru că asta am făcut eu. Eu pot să-ți dau sfaturi în lucrurile și ariile și sectorul unde eu acționez. Nu pot să-ți dau sfaturi pe chestii pe care nu le înțeleg. Și atunci, eu mă ocup cu dezvoltarea business-urilor online, cu ajutorul canalurilor de YouTube. Am ajutat atâtea persoane să deschidă un canal de YouTube, să-și facă o... Dă autografe. Dă autografe pe cartea de independență financiară. De autografe. Iubitul. Viața mai bună. Majoritatea persoanele sunt din afară, pentru că România încă nu prea se înțelege conceptul ăsta și m-am gândit acum să-l aduc și pentru tine în România. Și atunci un plan realist prin care tu poți să faci treaba asta cât mai bine și cât mai profi este ca de cursul a 6 luni sau un an să plătești din greu pentru tot felul de informații care în momentul ăsta îți lipsesc. Pentru că dacă... Sfatul meu ca să faci 5.000 de euro lunar este să plătești la greu cursurile mele. Îmi place, ador la Loren că este atât de pe față. Deci ați fost atenți, da? Deci cum să faci 5.000 de euro lunar? Da, îi da click pe video și la minutul 1.24 ți se zice spargeți toți banii în cursurile mele. Vă rog eu frumos, e strada pe față. Realist prin care tu poți să faci treaba asta cât mai bine și cât mai profi este ca de cursul a 6 luni sau un an să plătești din greu pentru tot felul de informații care în momentul ăsta îți lipsesc. Pentru că dacă tu ar fi să le studiezi pe fiecare, și o să-ți ia ani întregi. Și atunci îmi dau seama că poate ai fi vrut să auzi un secret hack pentru ceva gratuit, dar nu există așa ceva, da? Să deschizi un canal de YouTube, este gratuit, poți să faci asta, ai pus telefonul, te filmezi, dar dacă tu vrei să vinzi, dacă tu vrei să faci 5.000 de euro pe lună, adică cam 60.000 de euro pe an și să plătești la stat acei 8% ca să te ții în limita asta de 60.000 de euro la an, noi vorbim aici de niște lucruri pe care tu trebuie să le înțelegi, lucruri pe care tu trebuie să le explorezi, că lumea nu va veni să-ți dea banii doar așa, că trece vremea sau că ești... S-a schimbat loga, nu mai e 8%. Simpatic. Tu trebuie să-ți creezi influența, trebuie să înțelegi ce e branding-ul, trebuie să înțelegi tehnici în vânzări, trebuie să înțelegi nevoile oamenilor, trebuie să fii omul bun la oameni. Și atunci vorbim despre o grămadă de concepte aici, da? Acestea fiind spuse, primul lucru pe care vrei să-l faci, deci, este să te antrenezi, să dezvolți o... Da? Acestea fiind spuse, primul lucru pe care vrei să-l faci, deci, este... e Mike Hermann-Strauss din Breaking Bad în spatele lui. Îi ține spatele în caz că apare vreun fanfire. Să te antrenezi. E straight up, e domnul Mike... Domnul Mike din Breaking Bad, coaie. Să te antrenezi, să dezvolți o expertiză. E foarte ușor. Astăzi pe YouTube sunt o grămadă de videoclipuri. Poți... S-a putut spatele lui. Doare în pula că filmează asta. S-a pus straight up în spatele lui. Oricând să dezvolți o expertiză. N-ar trebui... Pula în filmarea ta. Este chinui să o faci singur, tocmai de-aia îți spun că dacă vrei să o iei pe scurtătură, adică într-un an maxim să faci ceva interesant, poți să o faci începând de astăzi. Și atunci investește 6 luni, 12 luni în a deveni expert într-un domeniu sau într-o pasiune, într-un sector. Și apoi urmează prin videoclipuri, prin story-uri pe Instagram, prin postări pe Facebook, prin postări pe LinkedIn și tot felul de alte platforme să îți afișezi efectiv această expertiză într-un documentar, poate într-o poveste, într-un videoclip pe YouTube informațional, depinde de nișa în care vrei să activezi. Doamne, mă, stai blestemat. Dar nu poți să ajungi acolo fără să investești în tine, în informații, în cărți, în mentori și atunci înțelegi că cu un om puternic în spate poți să ajungi foarte rapid acolo. Așa că... Doamne, e puțin lucruri mai fascinante decât tot felul de străini de ăștia care vin în România, că au auzit ei că sunt femei frumoase care să dau ușor pe brazdă și apelează la al de Loren sau alți de ăștia ca să învețe să agațe românce. Puține lucruri mai amuzante pe lumea asta. Și vin efectiv într-o țară în care îți pare funny cumva că gen în România femeile sunt foarte independente față de alte țări, mai ales față de alte țări mai bogate. Independente mă refer la asta, știi că marea majoritatea femeilor de vârsta de 20-30 de ani s-au dus la liceu, au făcut facultate, unele din, adică femeile din urban mă refer, au făcut facultate, se pregătesc să intre în câmpul muncii, știi? Adică este o cultură a faptului că intri în câmpul muncii, automat ai mai multă independență, știi, față de, nu știu, dacă crești într-o cultură de femeia trebuie să stea la cratiță. Și ăștia vin cu niște gânduri de-astea că cu 30 de lei vii și, faci sex cu toate româncele. Au impresia că vii cum vii în, nu știu, în vreo țară din Asia de Sud-Est unde, cumperi servicii sexuale de pe stradă cu 10 dolari. Și am văzut, efectiv, dacă ieșiți în oraș e imposibil să nu vedeți de ăștia. Ieși în oraș oriunde, în București sau în Cluj bănuiesc, că cel puțin în București vorbesc, ieși în oraș și vezi de-aștia. Vezi de-aștia, așa, domn de-aștia. Domn la 40 de ani, cum stau și sprijină o bere prin club. Să uită. Și de fiecare dată când i-am văzut că încearcă să agațe, întotdeauna și-au jet. Like, exclusiv întotdeauna și-au jet. Că vin fix cu mentalitatea asta de româncele, moldovencele sunt proaste, sărace, spune scoți 10 dolari să cacaia pe ea. Astea fiind spuse, al doilea pas pe care vrei să-l faci este să fii 100% atent, să-ți notezi fiecare lucru, să pui întrebări în maniera activă cu omul cu care lucrezi și va trebui să înveți editare video, va trebui să înveți cum să faci thumbnail-uri, va trebui să înveți multe lucruri. Deci nu e că drumul este ușor, dar drumul este clar mai ușor decât 20 de ani, 30 de ani angajat în vreo fabrică în care tu n-ai vrut să fii. E atât de simplu, dăm 200 de lei pe cartea mea ca să nu fie angajat 30 de ani într-o fabrică. Faimoasele fabrici din România. Angajat undeva unde salariul tău este fix. Pe YouTube sunt luni în care poți să faci 30.000 de euro, sunt luni în care poți să faci doar 200 de euro de timp. Pe YouTube sunt luni în care poți să faci 30.000 de euro. Și o zice de parcă a făcut el asta. Pe YouTube în România este imposibil să faci 30.000 de euro. Pe YouTube în România este poate la nivelul lui Dorian Popa niște luni norocoase, dar nici acolo nu cred 30.000 de euro din YouTube. Depinde de nișa în care activez, cum spuneam, și în nișe ca aceasta... Cine arată aici? Cine-i Josh? Cine-i Josh? Cine-i Josh din Canada? Să faci doar 200 de euro, depinde de nișa în care activezi, cum spuneam. Și în nișe ca aceasta, pe dezvoltare personală, spiritualitate, poate seducție sau poate libertate financiară, pe nișele informaționale, în general venitul este destul de constant. Poți doar să crești. Dar există un venit de bază la care tu mereu... E un băiat. Ne-a arătat rezultatele unui băiat. Dar gen, n-ar trebui să ne arate rezultatele lui ca să-l credem sau... Te întorci. Și atunci, ca să... Măi, da, cred că greșeala lui Loren... Sincer, greșeala mare a lui Loren este faptul că el cred că are, cum să zic, el are ceva în el de nu-l lasă să fie de ăsta cum sunt al de Chifoi sau... El are ceva, are acolo niște demnitate în el undeva. Are niște demnitate în el, știi că, adică dacă vrei să faci genul ăsta de marketing, trebuie să gen minți oamenii că ești bogat, că ai bani, fake-uiești niște screenshot-uri. Împrumuți niște haine șmechere, împrumuți o mașină ca să-ți faci un photoshoot. Dar el are, sau nu știu, poate nu s-a gândit, nu știu. El are ceva în el, dar nu vezi, adică el ne zice despre chestiile astea purtând cam așa de 30 de lei, adică nu merge așa. Efectiv, nu merge așa. Ajungi la 5.000 de euro pe lună, vorbim doar de crearea unor videoclipuri, după care crearea unor cursuri, crearea unor produse pe care tu le vei pune online și ai nevoie de un anumit tot de vânzări care să-ți producă acea sumă. Nu uita că pe lângă produse tu poți să oferi coaching în... Da, 5.000 de euro pe lună! Fără Sens TV, maximul de estimated earnings 200 de dolari. Omul meu stă cu trabucul, cu două gagici și face sub salariu minim de pe YouTube. Dar nu e men că el are, nu știți că are mai multe canale. El are mai multe canale și încerca să dea lovitura și prin afară. Și cred că a făcut niște bani când făcea alea cu prank-urile. Cu prank-urile la metrou, cred că a făcut niște bani. Cred că a făcut niște bani cu prank-urile la metrou. Și după ce ați descoperit, alea, cred că le-a șters de frica poliției. Că știți că și-a șters canalul ăla dintr-o dată. Mi-am adus acum... aminte ce minunății poți să găsești pe internet dacă cauți pe Google Loren Login. Niște absolut minunății pe Reddit, pe ceva. Mi-am adus acum aminte. Financiară pe care noi am scris-o. Să vezi ce poate să facă pentru tine. Păi, deci în momentul în care vreți să simțiți o emoție autentică, vi-l recomand pe Loren. Omul e... Nu mai zic. Dacă sunteți curioși... Asta pare un review la altceva, dar nu la, nu la ce am vorbit până acum. Dar pare un review destul de convingător la gen altceva. Vi-l recomand pe Loren. Omul e... Nu mai zic. Dacă sunteți curioși voi, trebuie să îl contactați. Salut! Cu ei efectiv a apărut un review la Sex Works, straight the fuck up. Că vrei să simți sentimente puternice, contactați-l pe Loren. Comunitate. Dacă sunteți curioși voi, trebuie să îl contactați. Salut comunitate! Abia ce mi-am terminat coachingul cu Loren acum 10 minute și a fost cea mai tare experiență din viața mea. 3 zile cu Loren, dar ajungeau și 2 pentru a mă schimba complet. Loren este magic. Loren te bagă în priză și îți arată că singur poți ajunge să faci orice. Omul ăsta cred că a avut o problemă după ce s-a terminat seria Shrek, că nu și-a mai găsit de muncă. Domnul Farquad, cum e că îl chema pe ăla? Salutare la tatălor. Ceea ce vreau să spun în clipul ăsta... Păi, uite, copiii fac $30.000 lunar, numai unul faci unde e cum să faci. A, uite, mai are una cu 5.000 de euro pe lună. Este o zi superbă astăzi, căci în clipul acesta afli cum să vinzi mai bine și mai mult în afacerea ta. Și totul în doar 5-6 minute maxim. Bine ai venit pe canal, abonează-te chiar acum. Vedeți că, nu știu, arăta mai proaspăt, mai bine acum un an. Ce s-a fi întâmplat? Primul pas pe care vrei să-l faci când vrei să vinzi mai bine este să-ți dai seama ce fac majoritatea. Pentru că unde majoritatea abordează un comportament, în general... A făcut bani mulți și rapid! Este unul nu neapărat corect. S-ar putea să fie greșit, s-ar putea să poți face ceva diferit, iar lumea întotdeauna va căuta acea gaură unde nu mulți s-au gândit să se uite. Așa că... Primul lucru, vreau să-ți predau puțin ideea de a încerca să nu mai convingi omul de produsul tău. Vreau să-ți imaginezi un scenariu în care cineva caută să te convingă să cumpere ceva. Eu îți spun întotdeauna simplu, ia cartea asta, a schimbat viața a 10 de bărbați, abia a fost lansat... Și-a băgat la amanent echipamentul video, ăla de zicea că face 50.000 de euro echipamentul sau cât a zis. Deja a fost achiziționată și, într-adevăr, în câteva capitole îți va spune niște chestii despre care tu n-ai auzit. Deci e un an deja de când ne-a scris cartea asta. Mă rog, tare. Bă, dacă tot am vorbit de Loren, m-am tot ținut să zic. Am zis că nu știu, poate fac un video, poate, da, tot e cu timpul și mi-am dat seama că n-am chis să fac niciun video. Dar nu o să mă uit pe firma lui, chiar nu-mi pasă. Nu știu dacă mai țineți minte când Loren m-a amenințat că voi face pușcărie garantat, că... este pe speed dial cu avocații săi, că i-au garantat faptul că eu o să fac pușcărie. Ei bine, acum, nu știu cât să zic, un an și ceva, Loren mi-a făcut plângere la poliție. Mi-a făcut plângere penală la poliție. S-a dus la o secție de poliție și a zis, bună ziua, aș dori să fac o plângere penală împotriva acestui băiat care instigă la ură împotriva mea. Și n-au vrut să ia de el. Băi, n-avem de unde să știm, dar... poliția este, nu e așa, nevoită să investigheze. Lucru care mi se pare normal. Stați așa ca să vedeți pe ce mi-a făcut el plângere la poliție, instigare la ură. Există această lege care are un scop destul de precis. Este legea instigării la ură, incitarea la ură sau discriminare. Instigarea la ură pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, convingere, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV-SIDA, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Această lege, în mod evident, are ca scop discriminarea. Să nu poți să discriminezi pe cineva pe bază de religie sau pe naționalitate sau pe rasă sau pe orientare sexuală și așa mai departe. El pe legea asta m-a băgat, pe instigare la ură. O lege care este făcută pentru oamenii care, asupra cărora se poate instiga la ură. Practic, teoretic se poate instiga la ură asupra oricui, dar în mod evident, cred că a văzut toată lumea videourile mele, că n-are nicio treabă cu nimic de genul ăsta. Da, și mi-a făcut plângere la poliție și am primit acasă. Bună ziua! Să vă prezentați la secția de poliție să dați declarații. Nu știi pentru ce primești de aia acasă, dar eram gen 99% sigur, și am avut un entuziasm, abia așteptam să văd ce se întâmplă. Și am fost la secția de poliție alături de avocatul meu. Și am vorbit cu doi domni polițiști care au luat foarte în serios această plângere, lucru care mi s-a părut foarte drăguț și foarte admirabil și care mi-a dat puțin optimism că poate s-ar lua în serios și alte cazuri mult mai serioase, cum ar fi, nu știu, femeile care vin bătute la secție și sunt trimise înapoi acasă și așa mai departe. Dar de domnii ăștia polițiști mi-a plăcut foarte tare, pentru că au luat foarte în serios plângerea reclamantului Login Loren. Da, și m-au întrebat ce s-a întâmplat, ce ați făcut, ce nu știu ce. Și asta și le-am povestit. Salut! Îți dai seama că nu s-au uitat înainte ceva, au așteptat să vin să le zic. Uite, am și eu un canal de YouTube unde am aceste videouri în care am râs de cum agață ăsta femei în club și cum ne dă sfaturi de nu știu ce. Ce să uitau așa, gen erau... Cum adică, gen... Cum am YouTube? Cum... Au ascultat oamenii, adică n-au râs sau ceva, adică, repet, au luat destul de în serios toată treaba. Au ascultat, m-au întrebat ce mai fac pe acolo, tocmai au avusesem pe Delia pe stream a doua oară. Cred. Da, parcă. Relativ recent o avusesem pe Delia pe stream și cred că văzuseră ei și au zis, uite, Delia, da, adică am mai multe tipologii de conte, nu vă imaginați că îi fac video-ul ăsta toată ziua. Da, nu știu ce, mă rog, haideți că urmează să vă mai chemăm dacă este ceva. Ok, bine, Doamne ajută, am plecat. Aia a fost. Aia a fost. Asta cu avocatul, am râs. Și aia a fost. Bineînțeles, desigur, logic că în mod evident că s-a clasat, că zi. Nu știu exact cine decide, procurorul, I guess, nu știu exact la parchet, nu știu exact cine decide, dar în mod evident s-a clasat pentru că nu era niciun temei acolo, pentru că în mod evident n-am făcut nimic de genul. Am fost luat la poliție de Loren Login. Titlu! Loren Login voia să mă bage la pușcărie. Voi vă dați seama, mă, nene, cum s-a dus într-o secție de poliție și a zis, astăzi le voi pierde timpul acestor oameni. Astăzi vom cheltui resursele acestui stat făcându-i plângere pe instigare la ură! Instigare la ură! Dar, ce să zic? Bă, m-am gândit, nu știu, adică eu pot să... Loren, probabil o să vezi asta. Dacă dorești, poți să-ți fac legătura cu... Nu cred că avocatul meu se bagă, dar un avocat găsim. Un avocat găsim și îi plătesc eu ca să poți să mă dai și tu în judecată pe civil, ca să nu mai trebuie să mai mergi la poliție. Dar e foarte funny că gen... Când a venit plângerea de la poliție, eu deja nu mai făceam, adică n-am mai făcut nimica despre el de, nu știu, jumătate de an, un an, ceva la modul. Adică deja mă plictisem de subiect, că ne uitasem la toate videourile, am râs ce am râs și știți că ca la el a fost departe oricum cel mai lung subiect, whatever, pe care am făcut video. Că în general după al treilea video de YouTube, cum ar veni, mă plictisesc, nu mai trecem la orice altceva. Și adică trecuse o cărcă de vreme, adică nu mai făcusem niciun video despre el. Și nu știu, s-a dus la poliție. Bună ziua. Se instigă la ură împotriva mea. Da, măi, da, e oficial de ceva vreme, da. Și credeai că vorbesc eu așa de... Da. Era bait, voia să faci video despre cum ți-a făcut plângere, dar e fanică de când n-am mai făcut niciun video despre el, i s-a prăbușit tot canalul. Manole 88, mulțumesc de 2 gifted. Comportament clasic de nemțean. Poate ți-a făcut plângere că n-ai mai făcut videouri despre el? Bă, nu știu să zic. Dar mă, atâta era, cumva am tot ținut-o, că am zis că poate o integrez în ceva, poate, nu știu, folosesc ca bait pentru un video mai interesant, dar a tot trecut timpul și mi-am dat seama că ce cred că să povestesc. Am fost la poliție, m-a întrebat bună ziua și am plecat. Am râs și cu curul și am plecat. M-a râgat. Noi tot auzim de acest proces, se crede ceva timp, în sfârșit a venit vremea să ne zici. Am zis de 15 de ore că este informație accesibilă pe Google. Literalmente, trebuie să cauți pe Google și găsești. Nu este secret, numai că nu pot să vorbesc cât timp s-a terminat complet. Da, atâta. Ador că încă zice, am râs și cu curul de la faza cu Mălimbo, da? Da, efectiv, puteți să căutați pe portal just numele meu. Dar sunt 15.000 de articole de presă. Da, atâta. Cum te cheamă? Fire Silviu. F-A-I-R Silviu. Când o să joci de Last of Us? Astă seară. Vreau să mă uit pe sărite la acest video de 35 de minute al lui Lengel în care într-un final mănâncă sushi în Japonia. Am așteptat momentul ăsta de când l-am văzut că mănâncă sushi cu maioneză și vreau să văd cum mănâncă sushi în Japonia. Care e numele de familie? Fire. Fire. Bunica mea era moldovean și îl chema Foc. Chema Foc. Și când a venit în România ca să nu păstreze numele, slav, Foc, el l-au schimbat în Fire ca să fie mai western, așa, știi? Da, Ștef, băgăm de la asta vas că chiar am vrut și o să mă joc și n-am vrut să mă joc zi. Off-stream, dacă tot v-am zis atâta vreme. Faraoana, mulțumesc 21 de luni, să rămână. Bună seara, doamnelor și domnilor, țin să menționez faptul că intenționez să părăsesc stream-ul. M-am săturat să tot încerc să cunosc pe cineva să-mi fie alături pentru o relație serioasă, deoarece asta îmi doresc, dar mi se pare imposibil să găsesc o femeie aici care să fie a mea și eu al ei. Mi se pare că toate se feresc să se implice, nu fac nici nu dau vreun semn că s-ar întâmpla ceva. Nu mai pot și gata, mi ajunge. Sincer, mai fac un ultimatum. Vrea cineva să încerce o relație cu mine? Ultima șansă! Ultima șansă! Eu, ia uite! Ia uite, eu, ia uite! Caută George Burnici pe portal să vezi că are proces cu AMD și Gigabyte? What? What? Are proces cu AMD? Like corporația AMD și corporația Gigabyte? What? Bună seara, Georgiana. I-a dat în judecată că nu îi trimit produsele să le încerce. Asta e calomnie. Da, n-au vrut să facă collab cu el. Au făcut collab cu altul de care lui nu-i place. Bine, hai să-l vedem pe Lengle în Japonia. Abia așa să văd sushi-ul. Noi zburăm către Tokyo. Și una o dar la rație pe mine, am fost să mă spăl, dar deja am stat mai în spate, aia era în dreapta mea, în stânga mea. Nu mai apucat să pună punga aia la gură și noroc că am apucat să mă trag așa câțiva stropi. Și m-au pus aici la un loc din asta mai de boieri. Hai că ajungem în Tokyo, mi s-a dus de somnul, că n-am dormit azi noapte deloc, dar m-am enervat, bine că m-a dat Adidas. Ăștia scurați de numai. Dar nu mere, mă, frate. Oh, baby, here we go, direct de pe aeroport. LOL. Da, era gaura aia prea mare, mă, ăsta era prea mic, frate, și m-am gândit, zic, bă, dacă îl bag acolo, îl pierd. Unu, asta, unde e unul? Hai că amut, trebuie să-l prind. Ui, n-a uitat-l că vine asta. Narita. Oh, ne, deci cred că e bullet train asta, ce mere, frate, nu. Mamă mie. No, hai să vedem dacă putem și pe aici, nu. Vă rog frumos, doar nu spamați în continuu în chat tot felul de obiceiuri japoneze de tip e crimă pe viață dacă filmezi în tren. Probabil nu știe, nu o să-și decu nimic dacă spamați asta. Hop, am putut. Hai că mă duc către hotel, trebuie să mă duc să caut și sushi. Da, e blocat cuvântul Lengel ca să nu mai spameze toți oamenii. Când ne uităm la Lengel, da, e efectiv blocat cuvântul Lengel. Scoateți-l și voi, vă rog frumos, dacă e un mop aici. Înainte mă duc către hotel, că trebuie să dorm. Wow, deci nici ce fain e aici pe stradă. Hoi, bă, nu mă las să bibolește să intru. O să check-in-ul la ora 3. Am 1:30, nu? Stau aici în lobby. Și faza e că check-out-ul la ora 10. Da, dacă era undeva informația asta... Deci... Ex-realist. Aici, cu check-out-urile. Dar mă, asta este ca norocul, nu stau numai 10-11 zile și plec de aici. No, deci am stat vreo 10 oameni acolo la check-in. Deci nu, până la ora 3 nu te lăsa să mergi. Deci stăteam acolo, nu știu cât am fost, 10-15. Bă, dar ăștia și la ora 3 fac curățenie. Nici nu mă miră că le trebuie 5 ore atunci. Doamne, ce faci aici? Numai budă din aia, trebuie să... Budă de aia bună, let's go! Testez. M-am enervat și... Odată în viață o să-mi iau și o budă de aia japoneză. Mi-a trecut somnul, unde e jam? Mai ok, curată camera, dar timpii ăștia de check-in, check-out aici sunt dezastru. Deci nu pot da drumul la căldură. Deci ăsta e numai de răcit. Am crezut că ăsta e de căldură, dar nu pare a fi. E frig de numai, că aici sunt 20 de grade ziua, 10 noaptea. Hai că mă duc. Da, bine, pot să-mi bârligi o... Pot să am privilegiu de bideu momentan, dar pot să-mi bârligi o... un, cum îi zice, un bideu de la să montează pe, în loc de capacul de WC-ul, care are și încălzire și jet și whatever, nu știu, 1000 de lei sau ceva. Vreau să nu-mi dau seama. Hai, Da, a venit ăsta ca să umble la aparat și până la urmă, într-adevăr, nu am încălzire. No, hai că m-am și enervat, mi-a și trecut somnul și tot zi, sorry, zic, ce sorry, frate, păi mi-i frig. No, de-l încolo. Oi, ce mi zice ăla? No, it's sun, don't worry, it's sun outside. Hotelul imediat, am venit aici la o burgărie, dar nu știu ce să astea pe jos. L-am întrebat, zic, pentru ce cutiile astea, cei basket, dar zic, pentru ce, nu știu, să zic că nu prea vorbește engleză. No, bun, fiți atenți, ăsta e burgerul. Cartofi făcuți de ei. Nu m-am dus în altă parte, că stai chiar lângă mine și n-am chef de umblături. Am dormit câteva ore, deci ok. Hai să-l gustăm. Wow, deci ăsta chiar e un burger mizerabil. Deci nu veniți la... nu știu cum se numește. Deci e săradă numai și n-are niciun gust. Când treci pe ăsta, Bugnici a dat în judecată și CNCD. Va doi copii cu... nu a dat în judecată, mai probabil e apelul la zi, la decizia CNCD. Băi, ce îmi place să mănânc aici. Let's go! Poate vă întrebați că ce fac pe scările astea și nu iau liftul. E inspecție la lift 4 ore și nu funcționează. Trebuie să cobor de la etajul 9 și să urc la etajul 9, nu mă deranjează. Doamne, e sărace, e gata, ne-am uitat la vlog, mă spun acum. Că câteodată mai fac din astea, gen... nu știu de ce au zis ăsta, sorry. Că a trecut pe lângă mine, tăi am măsurat că zic sorry așa, dar nu știu de ce. No. În câte vedeți sunt Tokyo, bine ați văzut de înainte. Și merem să mâncăm sushi. Primul contact cu sushi japonez din Tokyo. Abia aștept. Asta e ăla cu gagica. Deci o leacă răcit, am răcit de când am venit. N-am avut încălzire aici azi noapte, dar am dat drumul la fion jumătate de oră înainte să mă culc și până am adormit o foc cald. Deci nu. Asta e. Drumul la fel jumătate de oră. Jumătate de oră. Ok, pentru cine nu știe, s-ar putea să explodați dacă dați drumul la un fel jumătate de oră. Este. Vezi încă obosit, Olea. Hai să mergem la sushi. Atât nasul mi-e infundat, am ieșit răgușit. Ne, ia uitați-vă. Bun venit în Tokyo. Aici vedeți că circulă pe invers. Era să-mi iau țapă la trecerea de pietoni, că m-am uitat în direcțiile inverse și veneau invers. Da. Hai. Stați că vreau să intru și într-un 7-Eleven, să văd cum arată și să zic Konnichiwa, să văd dacă mă înțelegești. Nu știu pe unde e 7-Eleven. Oh, miroase a grila aici. N-ai copii ca să știi cât poate sta un fion în priză? Ok, bine, nu știu, mie mi-e foarte frică să stau cu un fion aprins jumătate de oră. Nimă, taxiuri, dar vedeți ce vechi-s. Cred că-s din alii. Ce sărași sunt ăștia aici, că nu e gen... n-au 15.000 de BMW-uri, BMW-uri de tip 4x4 care stau în coloană pe stradă, vedeți ce țărani sunt? Și n-au nici mașini parcate pe borduri. Ăștia stărani că ei nu știu cum să organizeze. Chiar dacă este un oraș de 18 ori mai mare ca Bucureștiul, știți, țăranoi cocliți. 70. Mama mie. E curat, e ordonat. Nu știu dacă eu stau într-o zonă bună sau nu, îs cam la 50 de minute de mers pe jos de centru. De la periferie, zice cineva, da, că în centru e cam București la ora de vârf. Dar așa cum arată clădirile și străzile, cred că cel mai ordonat oraș în care am fost. Hai că vom vedea când mă duce mai încolo. Uite, ăsta e ăla, dar sară numereți aici, e nașpa rău. Da. Nici nu l-am mâncat de burgă. Hai că nu merg atunci. No, stați că de fapt trebuie să mă duc exact invers. Da. Mă încurc aici, din cauza că merg invers, m-am dus și eu tot invers. Trebuie să mă duc în partea aia, m-am dus în partea aia. Ce sunt ăștia, polițiști? Da. Ce e interesant aici e că ăștia merg cu bicicletele pe trotuar. Nu mă așteptam, să fie piste sau să nu meargă pe trotuar. Ei, piste. Interesant, da. Plus vedeți că lumea mere pe trotuar pe invers. Gen, în loc să stai pe partea aia, stai pe partea asta. Da. Bă, dar nu văd niciun 7-Eleven. Nu, lucrări de infrastructură, gen, în loc de 3 luni, ăștia fac în 3 zile și în alea. Wow. Nu, dar asta e faza, că am văzut mâncărurile lor, nu știu dacă asta e mâncare japoneză, dar unele se aseamănă super mult cu mâncarea europeană, americană, adică baked potato, cheesecake, uite, ceva paste cu din alea. E ciudat, nu știu. Am văzut afișe de-astea pe stradă și am recunoscut felurile de mâncare, adică în Coreea nu înțelegeam nimica. No, trebuie să mă duc la o cofetărie de asta. Ni, autobuz. E de la micuț. Faza e că eu știu o leacă de japoneză, adică am citit Shogun mai de mult când eram copil și avea expresia acolo și konnichiwa, wakarimatsu ka și din nou. Să nu mă audă ăștia, frate, că... Na. Crede că vorbesc cu ei imediat, știi? Din alea, cea, știți? Aici era un sushi care... A, asta. Faimoasă expresie japoneză, cea. Asakusa... Yes! Ia uite, bă, fără mănuși. Ok. No, bine, fiți atenți că mi-a ajuns sushi-ul. Îi vreau, nu știu. Wow, nu o să-i placă deloc. Nu o să-i placă deloc acest sushi. Mi-a dat și ceva supă. Deci costă vreo 40 ceva. Doar asta cu somon o să-i placă și poate asta cu ton. Ei, cam așa. Hai să venim cu mine. Nu, e destul de bun, ce să zic. Da, damn! Că e meso-sup. Spune și tofu. Păi dacă și-a comandat el cu câțiva ani, când am mâncat sushi cu maioneză, și-a comandat oricum niște sushi de la care n-are nicio treabă cu... și-a comandat oricum niște sushi de la care n-are nicio treabă cu ăla tradițional, era de la făcut cu sosuri dulci, cu whatever, adică pe lângă faptul că l-a băgat el în maioneză, oricum era de la cu sosuri dulci și toate cele. Și nici el nu i-a plăcut cine știe ce. Și mă așteptam ca la alte tipologii de pește, să nu-i placă deloc. Varietăți, vedeți, asta e somon. Nocileta! Mulțumesc de 5 gifted, sărut mâinile foarte mult. Sărut mâna. Caracatița asta, nu știu ce pește, clean din ăla. Nu, mai e destul de bun și supa aia. Bă, puteți să gândeți cât vreți de sushi cu avocado, mie îmi place. Am scăpat unul acolo pe jos. Bine, am numai orezul, carne am băgat-o, aia n-am scăpat-o. Și hai că continuăm. No, mă, mâncarea bună, o leacă pe ăsta medie, hai că merem să mai băgăm undeva. Te sushi. Ui, no, bine, hai că mă duc către centru. Numai 7-Eleven. Hai să-mi iau ceva, să-i zic konnichiwa. Hai, ce mai ieftin, nu știu. Au, are sushi aici, te crezi curios. Are. Așa, cred că sunt pauza de masă, că așa lucrează 16 ore și mai au o oră pauză. Da, mă, nu, cafelul, da. E bunii, da. Atât de invidios pe capitalismul japonez. Doresc capitalism japonez. Doresc să pot să mănânc o masă bună din mega imaj. E banane ambalate separat, fiecare banan. Doamne, hai să-mi iau ceva. Nu știu cum recu doar la ăștia a reușit, mă, nene. Nu-și cum recu doar la ăștia a reușit. Hai, poate și în două țări din Europa de vest. Să poți să intri în magazin sau la Tonomat să ții o masă bună, proaspătă. Wow, mi-aș lua un cola de la, ha? Nu, Kit Kat din asta. Vedeți că aici nu zic Kit Kat, ci zic ceva în genul Kit. În timp ce lucrez 14 ore, lasă asta! Nu, vreau doar supermarket japonez, la asta mă refeream. Kati, ceva în genul. Câte le zic pe limba lor, nu știu cum să zic, adică cu accent de pe limba lor. Nu știu ce este. Da, biscuiți. Hai, ce mai ieftin. Asta nu? 38. Hai, mă, că trebuie să aștept acolo, mă. Hai, stați că vă arăt. Deci așa așteaptă altcumva la rând, așteaptă gen la fiecare casier, ci așteaptă la ambii casier de altă. Vedeți? Merez pe astea de jos și de aici meri stânga, dreapta, oricare. Da. Da, numai aici, nu? Konnichiwa. Ah, nu. Ce te iese ăla? Risito. Nu știu, nu cred că m-o saluta frate ăsta. Mai necivilizat. Eu am zis konnichiwa. Poate o saluta el, dar nu o zis konnichiwa, nu știu. E aici ai McDonald's. Vedeți că ăștia zic la McDonald's, McDonaldo. Nu. Nu știu dacă există sushi cu porc, dar sincer aș băga. Măi, ori mi se pare mie, ori nici aici nu au coșuri de gunoi. Am mutat umblul cu bonurile astea fiscale. What about all the waste? Eu doar la asta mă gândesc când văd TikTok-uri din astea. Ah, că la noi nu se face waste. La noi al recu nu e waste. Doar la ăștia au ambalaje din plastic. La noi e numai pe carton, numai pe biodegradabile e la noi. Și cu ce mi-am comparat după mine? Doamne, stai că pe aici era undeva. Stai, astea-s gobonele de alea japoneze. Ah, uite la ea, ce e astea îmbrăcate în port popular. Dar că nu știu, e mașina de exchange, că aici au mașini și în aeroport avea așa. Ca să nu zic că ăștia s-a de civilizați, că n-au civilizați, mă, mi se pare puțin stupid, dar whatever. Că n-au coșuri de gunoi pe stradă, că țin toate ambalajele la ei să le arunce la ori acasă, ori când dau de un coș de gunoi. Nu, aici ai nasol rău, frate. Deci aici îți dă 132 de ieni la 1 euro, în aeroport îți dădea aproape 140. Nu, hai că caut altul. Nici pomațu, dar fiți atenți. Nu mai poc acest. Bă, hai să facem fond. Vreau să-i fac un fond, să facem o chetă pentru Lenghel, să aibă fond pentru toate călătoriile lui, ca să nu mai țină cont de cursul valutar. Să ia de acolo, din fond. Cât mi-au tras ăștia țeapă la cursul valutar? Atâta. Ia din fond, gata. Hai să uităm de cursul valutar. Dar de fanicoi cum schimbă, gen, cât poate să schimbe? Maximum 500 de euro, maximum. Cât pierzi la 500 de euro la schimbul valutar? 4 euro, 7 euro, cât pierzi? Ăștia, șenilele, vedeți? Wow. Atunci când iese pe asfalt, de acolo să nu fie murdar. Hai că mai este un aici la Taito Station. Nu știu ce e asta. Nu știu, cred că sunt păcălele sau nu. Eu știu că și 7 euro sunt bani, dar altfel sunt 7 euro când te duci în fucking Japonia și în loc să stai să alegi după exchange-uri, îți vezi de vacanță. 7 euro aici, da, și eu țin cont de ei. Cine nu ține cont de 7 euro? Dar una e 7 euro aici și alta e 7 euro când trebuie să alegi din exchange în exchange ca să faci rost de aia 7 euro. Uite aici. This is not a currency exchange machine. It converts cash to online. No, nu știu ce asta. Ah. No, dă-l în col. Uine. Merem cu... Era să zic cu avion. Merem cu metrou. Către centru. Văd ceva chevăt aici. Hai să vedem cum luăm bilete și tot chiar. Mica mie freza până aia. Și că trebuie să-ți iei pasmul. Ah, uite la ei. Stai, dar n-au... Ah, uite cine. English, ok. Blank Cosmo, cât e? 2000? Nu, hai că l-am luat chiar ușor. Stai un pic, că nu știu. Mai nu-mi dau seama. No, bun, trebuie să mă duc în centru. Deci asta. 13 trebuie să mă dau eu jos, mă. Da, ce-ar bloc mă dat? Și mi-a luat, vreo 6 lei. Și ni, suntem în centrul Tokyo. Ni, zgârie enorm din alea. Hai să mă duc pe undeva pe aici. No, și asta e centrul orașului. Mă așteptam să nu fie clachiri astea, mergem să fie din alea mai vechi. Acolo ci că e ceva palat princiar sau principal din alea. Asta e gara aia lor sau... Nu gara, sau de fapt e gara. E locul principal din oraș. Gara centrală, gen gara de nord, cum e. No. Da, efectiv. Hai să căutăm sushi. Efectiv, starting from the bottom, now we're here. Mai țineți de când mergeam în Debrecen sau unde mergeam în Ungaria să facă review la orașul ăla sau nu mai știu unde e comex. Foarte bine. Good for him. Oh, da, deci asta e gara. Dar cred că mă duc înapoi acolo în zona mea, că aici nu prea sus și nu știu ce asta e. Neco, șef și ceva mățe. La exchange here. No, deci acolo e gara. Mă rog, acolo. Aici e exchange-ul dacă vreți și ajungeți pe aici prin centru. Hai că eu mă duc către casă. De fapt, mă duc către casă să mânc sushi, nu numai așa. Deci vedeți că aici sunt niște dubioșenii pe care chiar pe bune nu le-am întâlnit nicăieri. Deci sunt 3 rânduri de turnicheți, ăsta e al 3-lea. Pe primul l-am scanat ok, al 2-lea Nomers și a 3-lea ăsta nu știu la camere. Stai să văd acum. Pentru că sunt mai multe linii, Lengel. De-aia sunt 3 rânduri de turnicheți, ca să știe pe ce linie te duci. Au mers, da. Nu știu de ce mi-au mers la 2-lea și m-a ajutat ăla de acolo să intru. Dar n-am mai întâlnit așa ceva, să scanez de 3 ori. Stai că nu știu dacă sunt la asta bună. Îți pare tare la Lengel că el n-are filtrul ăsta de... Bă, s-ar putea să știe ăștia ceva. El niciodată n-are asta. Bă, s-ar putea să știe ăștia ceva de eu am fost primul care s-a prins că e stupid să plătești de 3 ori, să scanezi la de 3 ori. El n-are asta de... Bă, poate s-ar putea ca eu, un om care vine de la 6.000 de kilometri, cât de 10.000 de kilometri distanță, s-ar putea ca eu să fiu in the wrong în situația asta. Dar nu, el n-are. Bă, uite-mă ce ciudat! Ba da, uite aici. Nimă, și ăsta e sushi. Pare destul de ok pe Google, dar... Arată bine. Can I take away or only eat here? Take away? Yeah. Okay. Wasabi, ok? Wasabi. Yeah, ok. No, bun, l-am luat la pachet, că acolo trebuia să stau în picioare dacă mâncam și nu. Nu știu ce e acolo, că e ceva atracție turistică. Și hai că merem la 7-Eleven să-mi iau un cola sau Pepsi, aș vrea, că cola am băut. Aș băga un sushi de la nenorocit. Wow. Hello. Bă, era una acolo în spate care alimenta rafturile astea. Da, numai, bă, vă rog frumos, bă, debate lorzi din chat. Toți pe ăștia, pe gica fucking contra, pe literalmente nimica. Bă, ne ai vreun argument, zi, lasă-mă de cu comentariile, deci mă de fiecare dată când zic ceva, orice căcat zic, pot să zic, mă băs în sus, e unul care zice... I mean, Japonia e super backwards cu anumite chestii. Nu înseamnă că tot ce fac e bun, nu? De turnicheți de metrou, despre asta vorbim? La asta ai adăugat acest comentariu? Cu siguranță, ei de proști au pus 3 turnicheți de metrou. Ei de proști! Ca să nu zic că este în mai multe țări căcatul ăsta de scanezi la de mai multe ori ca să știe pe ce linie te-ai dus. Că în orașe imense, cum este Tokyo, Londra, whatever, ai 15 triliarde de mii de linii de metrou care pleacă dintr-o stație. Și astfel trebuie să știe de pe ce linie te-ai dus ca să te taxeze accordingly. Probabil. Mă gândesc. În același timp, mă gândesc că nu sunt atât de proști încât să pună 3 turnicheți degeaba. Hai, dom'le, să punem 3. Punem 3. Dar efectiv, dar zi-mă-ne dacă știi tu mai bine sau zi dacă-s prost că ai tu altă informație. Da, da, totuși, acest scepticism de elev de clasa 4-a la ora de religie. Da, da, totuși, poate nu există bărbosul în cer. M-a speriat. De fapt, cred că cea mai... De fapt, cred că societatea cea mai bine, cum îi zice, de asta, de... cum îi zice? Care sunt cei mai organizați și utilitarieni și care au toate tehnologiile de trenuri, de la de nu întârzi aia, de nu... Cred că ei sunt proști, de fapt. S-ar putea ca eu, ca un român care mă uit la Ionuț Lenghel pe YouTube, s-ar putea să știu eu ceva ce ei nu știu. Adică, da, cu siguranță poate și ceva ce ei nu știu, dar poate nu în legătură cu 3 turnicheți în loc de 0 sau cât ai crede tu că trebuie să existe. Ui, hai că am ajuns în cameră, băgăm sus și imediat, dar stai să vă arăt înainte de ce îi nașpa cu hotelurile astea din Japonia. Da, eu am lumină naturală, că sunt penultima cameră, cum ar veni. Mai e o cameră mai încolo și am ceva lumină, dar vedeți că e o clădire aici în fața mea. Dacă era mai încolo, stai să vă arăt. Ah, deci nu pot deschide. Nu, fiți atenți, am ubat camera. Sper să vedeți. Nu știu dacă vedeți. No, deci ideea e, cum ați văzut, că o grămadă de hoteluri au camerele în fața altei clădiri și n-ai lumină naturală și tot timpul îi beznă la tine în cameră. Să vede aici, uitați-vă la alea, vedeți? Între alea două. Între alea două. Vedeți? Dar da, puteți da 200 de euro și să stați... POV Militar Residence, efectiv. Stați în întuneric. Asta e orice bloc făcut de niște șpăgari la... Au dat șpagă la primărie să facă niște blocuri undeva la marginea Bucureștiului. Aproape ca într-o cameră în care nu ai jamuri. Minasol. Și o grămadă de clădiri sunt construite așa, cel puțin în zona asta tăchesă. Hai să băgăm sus și să vedem dacă e bun de ceva. Și cola ala la 4 lei sticla. Deci da, sushi-ul ăsta a fost dublu față de ce... Cola la 4 lei sticla? Da, de fapt da, că sigur au aceleași prețuri ca noi, că deja au ăștia din Europa de Vest prețuri mai mici ca noi. Da, pe asta încercam să-mi dau seama, dacă după scumpirea asta stai și la noi. Eu nu beau cola cu zahăr, atâta e și la noi? Celălalt. Deci a costat dublu. Nu știu dacă e dublu și la... Să vedem, au pus și wasabi, cred că este sau soare. Dar părea mai mică, da, părea mai mică aia. Yeah. Hai să începem și... Da, e mai mică, cred că e 300 sau ceva. Nu au Pepsi la 7-Eleven. Ciudat. E bun cola. Are gaz cât trebuie. Hai să vedem măzărichea asta. E cât o doză de la noi, deci e exact același preț, probabil. A zis măzărica asta. Bun cola. Are gaz cât trebuie. Hai să vedem măzărichea asta. Îl iubesc. Mazăre de pește. Ah. Bun. Arată spec bine. Nu. Fiți atenți la asta. Wow! Asta nu știu dacă e tofu. Ceva mai dulce, parcă. Fiți atenți la asta. Să-l vedem pe asta. Bun, ce să... Mai bunul și sușul ăsta, ala parcă un pic mai bun, dar hai să vă mai arăt ceva. Deci, în fiecare zi vă aduce o pungă din asta, cu prosop nou și din alea. Eu când am deschis ușa, m-am speriat că nu știam că nu pot deschide ușa ca lumea. Și mi-a sărit punga asta în față și m-am gândit de cum să le las prosapele astea și am zis probabil trebuie să bag în punga asta care era pusă aici, gen așa. Și zic hai să citesc pe ea ce scrie, bla bla bla, use this to drop off at the front desk, nu știu ce. Fiți atenți ce scrie aici. Don't put this bag over your head. Adică nu-ți o pune pe cap. Mama mia, deci vă dați seama dacă în hotel scrie să nu-ți pui punga pe cap. Cine știe ce întâmplări au ăștia pe aici pe hotel, nu? Bine, atunci, hai că ne auzim probabil... Mâine iar mă duc să bag sushi pe undeva. 90 și de data asta merem la... Nimă că bate acolo. Merem la un lanț de restaurante sushi, Sushiro se numește. Și au sushi ce mere pe curea din aer. Las-o să vedeți. E gen o curea de aia ce mere până restaurant. No, bun, tet în față, hai să merem Vakari Matsuka. Mamă mie. Numai așa stau la roșu, ce dar nu vine nimeni, frate. Treceți. Wow, deci e cald amul, 24 de grade astăzi. Oh la la. Și vedeți că aici nu trebuie purtate măștile de s-au scos. Mie amul, lumea le mai poartă, dar... Măi, zona asta e chiar făinuță, Asakura se numește. Dar Tokyo oricum e mare. De prețuri ce să zic, îs ok, mi se pare, nu mi se pare incredibil de scump Tokyo. Nu mi se pare amul nici ieftin, dar nu e cel mai scump oraș în care am fost. No. De exemplu, Singapore, la hotel... Să fiu un locul lenghel, numai despre asta aș vorbi, despre cum ăștia au aceleași prețuri ca la noi. Am fost, când am fost în Amsterdam acum un an sau când am fost, mă uitam în supermarket, numai de alea cu numai ca să-mi fac sânge rău. Mă uitam în supermarket. Ia, cât e laptele? A, pe e cât la noi. Suntem în Amsterdam, by the way, printre cele mai scumpe orașe din lume. Laptele cât la noi. Ia, cât e pâinea? A, mai e cât la noi. Hoteluri e mult mai scump. Da, am 50 de ani și ce? Aici găsești la un 40-50 de euro pe noapte. Bine, am că nu-i sezonul, cred că nu știu exact când e sezonul aici. Dar încă sunt turiști, că încă cred că înfloresc copacea Sakura sau cum le zice. Stinky tofu sau nu știu ce asta. Problema e în weekend aici și în Seul era la fel, dar vedeți că într-o grămadă de orașe așa, mai ales în alea turistice, sâmbăta, duminica, îți tăche cazările luate și nu prea găsești nimica. Nu găsești nici la preț mai scump. Da. Și atunci eu ce-i face sâmbăta, duminica asta, adică un weekend mă duc lângă Tokyo, într-un oraș, iau ceva tren de ăsta metropolitan, plătesc vreo 33 de lei biletul și mă duc acolo și stau zilele astea un weekend, am găsit un hotel la 40 ceva de euro. Și apoi vin în Tokyo duminică iară. Așa am observat aici în Tokyo, vineri pe sâmbătă și sâmbătă pe duminică, nopțile astea zvoache. În Seul era numai sâmbăta pe duminica, atunci numai nu găseai cazări. Aici văd că-s două nopți. Dar la fel era și în Italia, de exemplu în Roma, trebuia să-mi iau cazare pe weekend, ori pe o săptămână înainte. Ce, cum adică ce comand? Mi-a făcut asta poftă de sushi, de asta nenorocit de la noi. E orică, cine știe, nu e cu mâncare ăștia. Oh. Deci ăștia sparcați pe avarii, deci nu vă imaginați. Lumea își imaginează de multe ori că în cele mai civilizate țări nimeni nu parchează aiurea. Tot timpul sunt câțiva care parchează sau opresc așa. Dar bineînțeles sunt mult mai puțini decât în alte țări. Nu? Hai că paci undeva. Acolo e ceva turn de la mai interesant. Eu sunt în zona Asakura, așa se numește. Clădirile astea te chestiile anti-cutremur, nu se prăbușesc. Speram să nu prind cutremur pe aici. N-am prins niciodată în viața mea nicăieri. Nu știu cum e cutremurul. Bate vântul de număr. Și fiți atenți cum sunt parcările aici. Fiecare parcare are un parcometru din ăsta. Gen pe sistemul ăla american. Și numai cu monezi din câte văd. Nu-mi vine să cred. Interesant. Asta e parcat între parcări. Wow. Ai cineva înăuntru. Mie, vedeți? 300 de ieni, zice. 10-12 lei. Faza interesantă aici e că mașinile nu fac zgomot. Cred că majoritatea sunt noi sau întreținute. Și uite, când pornesc de pe loc, nu zici că am uși da ultima suflare, știi? Nu există zgomot. Bă, sincer, așa, am observat și o chestie asta în orice țară, basically, din Europa de vest, pentru că, dar nu pentru că sunt hibride, gen și mașinile pe gaz vechi, pe benzină vechi, ben nu fac atât zgomot ca la noi, nu știu. Probabil da, are dreptate, că din cauza că sunt întreținute și n-au avut 18 proprietari înainte și kilometrajul dat înapoi. Dar efectiv nu fac atât de mult zgomot, chiar și mașini de 20-25 de ani. Zgomot ăla de fond, cum există, nu știu, cam în toate orașele din lume, gen. Când auzi mașini trecând pe lângă tine, aici e chiar ok, știi? Bă, ce zi-o curios e dacă ei știu citi, gen, literele astea a noastre, H, A, I, R, știi? Adică, ok, sunt literele alea lor, dar astea la alte oare le știu citi? Fiindcă dacă le știu citi, practic, e ca și cum ar ști două alfabete. Adică ar fi dublu inteligență. Ca și cum matematica ar mai avea un set de cifre, știi? Și ai ști să faci socotel cu ambele seturi. Hai să vedem sușirea, nu e? Mi-a plăcut în câte cuvinte a descris Slengel conceptul de a fi bilingual. Ești gen fan curier. Da, gen cum știm noi cifre romane. Așa merg curierii la ei cu chestii de alea. Hai să vedem cum comandăm, că habar. Cum am învățat ca sclavii cu toții jegul ăla de numerotare franceză. Quatre vanc nof, du-te recu! Doamne, deci când mi-a zis alea la clasă prima oară, păi nu, 89 este pură, nu știu cum e, 50 plus 10 plus 48 plus 8 plus 3 minus 2. Ăla e 89, nu e 89, nu e F9. Nu, 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 e como, como, ho, 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 ho. Tu te recu. Deci nu știu cum, vine aia și o iau de acolo, să-ți. Nima, dar nu face aici. Frate, dar cum intru, mă? Da, uitați-vă, asta e sushiro. Vedeți că nu scrie numai în limba lor. Stai că nu știu ce trebuie să fac aici. Nu știu cum trebuie să mă pun. Trebuie să mă pun la oricare masă sau care fac. Nu că mă pun aici. Da, coaie, cum am zis prima oară, 4 Vang Nov, nu? Că am ținut minte că ăsta era printre cele mai stupide. Nu mere, frate. Gen 4 de 20 plus 9. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Nu, ai tableta pentru copil, Engel, pe aia desenezi. A, ok, 94 e 4 van 19. Tare. Facă boală. Bă, dar cum era asta? Vedeți că trebuie să băgați acolo la intrare niște chestii. E mai complicat, trebuie să vorbiți cu ei, că tot e în japoneză. Nu, cam așa arată. Acest mesaj în chat. Mă folosesc de această platformă să le urez multă muie lor care ies de la cinema și le spun angajaților că a fost slab filmul. Păi făcut sănătatea mătii, da, a făcut măsa filmul. Erau aia de la Cinema City pe platou și te dau ei indicații. Tu te enterocolita mătii, mânca var popcorn ăla obosit la 12 lei. Oh, that's that would be the wildest thing to do. Domnule angajat, o salariu minim la Cinema City. N-a fost așa bun Batman. Se poate să primească bani înapoi. Nu știu când vine mâncarea. Și nu știu când, adică de unde știu că e a mea și nu e a altcuiva. Nu știu, super ciudat. E ciudat. E wasabi. Deci fiți atenți, deci nu vine pe aici, nu. Pe aici vine, mă. Mama mea, păi stai un pic, unde sunt chopsticks? Cu masă sunt. Vezi că nu știu de unde iau o beță. Hai că iară trebuie să mă duc la doamna aia să-mi explice, mă. Aici sunt. Și scobitoare. A, stai să comand și niște apă, sau cola, nu. Nu-mi trebuie apă, mă, ce. Nu știu unde iau apă. Asta o fi? Nu cred. Probabil e asta. Dar mă chem dacă e sos din ăla, știi, și-i dau drumul și... Da, e sos la chiuvetă. Bă, fiți atenți. Cum zicea el, de sos la bidon de la metro, așa o știa sos la chiuvetă. Mă îngrijorează astea. Deci, asta prima e asta, care zice delivered, și a doua, care e platou ăla, zice tă deliver, dar nu-i deliver, frate. Da. Arigato. Deci am... Măi, mă panicam că zic, mă, poate l-o livra la altul, știi, și rămân flamând aici. Fiți atenți aici, mama mea. Mamă, mamă. Da, apă nu știu cum comand, chiar nu-mi dau seama. Omul ai bea apă după ce ai mere. Dar acum joc să stai, chiuveta aia e gen pentru apă? Gen îți dau ăștia apă moca în Japonia? Da? Nu, fiți atenți aici. Căile e două vagoane. Ăsta e soy sos. Eu dracu, bagă ca lumea! Bine, aici aveți wasabi. Puneți un picuț așa. Luați din asta, ni? Hai mă că am băgat tutoriale, respect, bravo Lengel, respect. Mama mia, mai bun. E și cu chapstick-urile, bravo. Care-i bunus? Ne. Chiar bun, mă. Ce gust. Am ajuns departe de la sushi în maioneză. Nu vedem ce e asta, frate. Asta cred că le iau cu mâna. Nimic. Nu bagi orezul în soia? Hai, domne, lasă-mă. Cum adică nu bagi? Dar ce bagi în soia? Bagi doar peștele în soia. Iei peștele de pe rol și îl bagi în soia? Ce trebuie că faci? Când mănânci de-alea roluite, cum, ce faci? Regula de 5 secunde. Bagă Lengel ca lumea ăla în soia, așa. Asta a trecut de 5 secunde. Hai că cred că mai comand o alicuță. Vedem ce mai au pe aici. Și că gourmet tuna. Hai să vedem cum e asta. Băgăm și tuna din asta. Mai chiar bună mâncare aici. Ah, soft drink. Uite-mă aici. Wow, nu le-am văzut. Deci... Te face ca în capă proști sistem de ăsta să comanzi de pe tabletă. Comanzi ca prostul. Fiți atenți că mi-a ajuns Pepsi aici. Hai să vedem, e bun? Teoretic se bagă ghimbirul murat în soia și se pune ăla peste sushi. What? Ghimbirul e ca să-ți speli paleta între sushi. What are you talking about? Cred că trebuie să iau. Îmi place că a zis-o... A zis-o... Știu eu! Stai, frate, că știu eu! Ghimbirul ăla n-ar trebui să se mănânce cu sushi. Ghimbirul ăla e ca să-l mănânci între feliile, între sushi-urile diferite. Asta, nu? Abia aștept să nu... Încă două trebuie să-mi ajungă. Mi-a ajuns bucățica asta. Nimă. Wow! Bă, dar rapid ajung. Acum le-au văzut. Hai să vedem. Conicioa, zice. Ce dracu cu aia? Ți-o ține la rece? Ce e aia? E bunuț ăla, dar platoul ăla mi-a plăcut mai mult. Mai bun și ăsta, dar cioful ăla, platoul ăla mi-a plăcut. Hai să mai luăm încă două chestii. Ah, nu, don't get me wrong. Și eu mănânc ghimbirul cu sushi. Ziceam gen cum e tradițional, dar și eu mănânc ghimbirul cu sushi. Mă doar la banană. Gen nu mănânc gol, nu, tot cu sushi îl mănânc, dar ziceam așa ca idee că... Și gata. Îți ieftin, 150 e gen 5-6 lei. Bă, nene, mâncați cum vă place, cui pasă. Efectiv, cui pasă. Hai, bine, dacă te duci acolo, eventual... Mă, că de sushi se mănâncă cu mâna, nu știu, eventual ceva, nu știu, whatever. Dar dacă ești la tine acasă, mănâncă, nene, cum îți place. Asta, a, cât sos de soia pui, a, cât ghimpune, mănâncă cum vrei, cum îți place. Deci 2 sushi din aia 5-6 lei. Nu fiți atenți că mi-a ajuns. Tuna, salmon, creveți. Ce să vă zic, pune... Mergi în Italia și cere ketchup la pastă dacă asta îți place. Mare căcat. Wasabi pe prăjiturile astea. Mi se pare că au gust mai bun așa. Imediat cred că mi-au și un desert. Mi-a ajuns, sunt curios cum sunt aici prăjiturile. În general, în Asia, prăjiturile și produsele de patiserie. Și by the way, sushi-ul se mănâncă și cu mâna. Nu este nicio rușine să-l mâncați cu mâna dacă nu știți să folosiți... alea chopsticks. Ale, da. Hai să vedem aici. Asta arată cam dubios. Da, e prăjitură de aia penală. Nu o luați. Nu e prea bună de nimic. Maxim pe la medie. Please select the payment method. Ce numai 2700. Please insert cash. Cum o bag? Nu merge, mă. Dă-i-te-o, frate, că nu merge. Pare dacă ți-ai arătat cu săgeată că de acolo ies... Să le cum îi bag, frate. Oare dacă am putea găsi gen niște săgețele care să ne arate... Și cum, nu înțeleg. Ia vezi mai sus. Ia, dă-i mai sus un pic. Nu înțeleg de ce. Ok, nu ia de astea de 10. Ia, a, ce asta? A, nu, ăla e barcode scanner. E că ăla de lângă, nu? Dar nu mere să chești. Please insert cash. Deci nu mere. Ce? Aaa, băi, dar ce bibolos, cred că... Doamne... A, ok. Credeam că de acolo doar iese bagșiș, doar iese restul. Am văzut astea două și am crezut că trebuie să o bag ori pe partea asta, ori pe partea asta, știi? Confirm, da, da, confirm. No, bunii. Eu sunt prost, dar măcar sunt prost prin video-ul lui. Care a fost medie, zona verde? N-am ce comenta. A fost ok și a fost ieftin, vreo 90 de lei am plătit pe tot ce mi-am comandat. Mi s-au părut super ieftin, mă așteptam să fie dublu. Ne auzim atunci cu următoarea sușerie. Bun, eu nu... Dar cât a însemnat cât a plătit el acolo? Hai, las că vă întreb pe voi, iar primim 12.000 de răspunsuri. 2700... 17 euro... 88 de lei. Păi, atâta dai și în București la un restaurant de Doamne ajută japonez. Poate chiar mai mult. De Doamne ajută, nu neapărat bun, dar de Doamne ajută, a zis el 90 de lei, ok, sunt prost. Nu scau și câte ore aș vrea în plus și am zis că 2 ore, adică să ies la 12. A, corect, da, și-a luat, da, și-a luat și prăjitură, și-a luat și desert. Deci și-a luat 3 feluri, mă rog, 3 preparate. Da, și-a luat 2 platouașe, un preparat micuț, prăjitură și suc. Dar e efectiv, e cât în București. Este drept cât în București. La ceva gen mediocru peste medie. Alexandra, mulțumesc. Am zis mai devreme că am uitat, îți scriu, promit. Iartă-mă. Am avut și o weekend, mă scuzați. Și o să mă costă vreo 60 ceva de lei. Și bineînțeles că am plătit cu largă inimă și am o să dorm în loc de 9:30 până la 11:30, adică cu 2 ore în plus. Wow. Deci nu vine să cred. Incredibil. Hai să merem să vizităm ceva chestii aici în față, după aia merem iară la sushi. Ah, deci n-aveți idee cât de fericite-s. Când am auzit că au majoritatea... Da, măi, dar nu era platou de la de împărțit cu mai multe persoane, era platou de un om, avea câte avea acolo, avea 4-5 roluri. Hotelurilor au lei check-out oricum, adică nu. Ca să nu zic de disponibilitatea peșterilor, cam. Da, ok, e posibil să fie puțin mai scump în București, dar în același timp nici nu e o comparație foarte reușită, având în vedere că ei au pește cu pește de pescuiesc de la mal și aduc în fiecare zi în oraș. Adică e clar că o să fie puțin mai ieftin tot ce înseamnă pește. Dar mai ales dacă vorbim de fucking somon în România sau ton sau whatever, ce alți... Mă, nu știu cât de exotic este, dar mă, ați înțeles. Numai să întreba, și în Egipt am stat odată vreo 5-6 ore cu 20-30 de euro în plus. Deci aici în față e ceva templu, dar e plin de turiști. Wow. Acolo au ceva clopot, acolo în mijloc. Așa, interesant. Hai să merem, poate au magnes pe aici, sunt chiar curios ce prețuri au aici, mă aștept să fie scump. Inclusiv până la un 5 euro pe acolo. 500 de ieni, vreo 3 euro, e ok. Numai asta e 300 de ieni, numai 2 euro. Hai că mi-au atunci. Nu, mi-am luat. Nu, erau mai ieftin decât mă așteptam. Chiar mult mai ieftin. No, bun, ăsta e palatul, dar e plin de lume. De asta e palat de asta, de samurai, de tot fel. No, deci cam asta e. Hai să merem să băgăm sushi. Ok, dar cât costă ceafa de porc în Tokyo? Păi, dar vezi că ăștia gătesc cu porc în dracele. Sper că place porcul, sunt super fan porc. Deci, probabil că mai ieftin ca la noi din nou. Ok, nu, acum vreau să știu cât costă o ceafă de porc sau, mă rog, ceva preparat de porc în Japonia față de la noi. Că acum, cred că putem să-i batem pe porc pe cap de locuitor. Cred că la asta-i batem. Ei ne bat la pește pe cap de locuitor. Ăștia aici mâncare? Aveau magnes cu Rising Sun, steagul Japoniei imperiale. Tare! Da, corect, da, am văzut, da. Ceva tămâie din aia. Cât e ciorba de burtă în Tokyo? Că mâncă din ceaun. Hai că mă duc la Kura Sushi. Așa. Credeți că japonezii au preparate tip șorici? Și te uitat un lanț de ăla de restaurant. Dar mie nu-mi place, scuze că tot pun pauză. Mie nu-mi place neam nu-mi place tot ce gătesc ăștia cu porc. Neam, nici cu vită nu cred că îmi place. Nu știu, au un mod atât de ciudat, adică că am mai mâncat la de-astea tradiționale din zi și din România și din alte părți. Bă, nu știu exact care este procedura de preparare, dar este absolut, nu ramen, mă refer la carne de ți-o pune în farfurie, carnea de porc de ți-o pune în farfurie. Nu știu, da, e fiert și pormă prăjit sau e fiert și după băga la, nu știu, nu-mi place, nu mi-a plăcut niciodată. Pui e bun, da, pui e bun. Dar nu mi-a plăcut niciodată, efectiv. Și e prea cărnoasă carnea, nu știu cum să zic. O ieșeancă face senzație în Japonia cu restaurantul Yashibe, inspirat de la Ana și-a explicat. Bă, e fan Creative Monkeys, dă-te trecu. Andra Grosu este din Iași, se află în Japonia de 17 ani și ne reprezintă acolo cu mândrie. Respect. Locuiește în orașul Gifu, unde are restaurant cu preparate culinare autentic românești. În japoneză, Yashibe înseamnă departamentul poeziei de noapte, dar de fapt e inspirată de la îndemnul Yashibe din Moldova. Respect. Restaurant în Tokyo la Mihai. Da, men, da, dracu, în toate orașele astea vă mira și voi. Uite. Restaurantul la Mihai. Dar ce coaie, vezi că foarte șmeche, că... Ce crezi că nu există hipsteri în Japonia care vor să vadă cum arată bucătăria românească? Ce ai viața mea? Dar în toată lumea sunt cam în... Suntem țară destul de mare. Miciu! Cărnaț, pui la grătar, uite ceaf. Uite ceafa la grătar, 1300 de ieni. 1300 ieni în lei. Că e mai ieftin ca în România! Că e mai ieftin ca în România! Ceafă de porc cu garnitură, 42 de lei? În București e mai scump, 100% e mai scump în București. Hai, poate, ok, hai, poate e la fel, dar depinde de unde te duci. Dacă te duci la bodegă, da, poate e puțin mai ieftin. Dacă te duci la orice restaurant din relativ centru, 100% e mai scump. Nu cred că e cu cartofi, dău. Nu cred că e cu cartofi. Par niște legume aruncate acolo. Da, nu e cu garnitură. A, uite, ceafa la grătar cu legume sotate. 2000. 2000 e cât? 65. Easy! 65. 65 de lei ceafa la grătar. Păi, cât e în România la un... Cât e în România la un restaurant mai prin centru? Dar unde e ăsta? Nu cred că e în Tokyo, dău. Cred că e undeva într-un oraș mai mic. Contactul. Dă-mă nene contact. România, restaurant, bar la Mihai. Ok, dar unde vă găsim, domnul Mihai? Wow. Mă nene, unde e address, my friend? Where is address? Media, access. Access? Aha. Da, e în... A, ba nu. E în Yokohama? Așa pare, nu? Da. Da. În centru. Nu căcat. Toți îmi ziceți că este în Tokyo, dar pe harta lui ăla era în Yokohama. A, nu, e în Tokyo, sunt prost. A, nu, e în Tokyo, e în Tokyo. Nu știu unde ai cum a dus. A, pentru că Yokohama este lipită de Tokyo. Ok, bine, nu știam. Da, e în Tokyo. Mănâncă hipsteri japonezi numai mici. No, ce-i cu asta? Conicio. No. Încă o chestie aici, vreau să mănânc la 7-Eleven, sushi de la 7-Eleven. Și eu aș vrea. Am luat mai de seară, probabil. Uitați-vă asta. How to self-check-in, zice. Press the blue button. 同時内容でよろしければ決定ボタンを押してください。同時内容発見します。レシートに書かれた番号のお席へお進みください。450. Hai să vedem. Asta. Deci aici trebuie să o iei direct după nebunia asta, adică nu vine pe altă bandă. Nu, mi-am comandat ceva, hai să vedem. Care? Ce? Ce? Unde vezi? Ah, nima, ca ce un... Mi-am luat ori în jos. Dar nu mă, fiți atenți că pe aici mi-au ajuns astea. Hai că bag și mai comand după aia. Mi-am luat altceva. Asta e ceva picant, tun, tona, spicy, nu știu ce. Asta iară altceva și cred că mai trebuie să vină ceva imediat. Deci una din asta costă 1 euro. Deci nu vine să credeți, chiar ieftin. Și curea de distribuție. Asta ce că e ceva pește mai vechi. Wow, tu ești prieten cu Adrian Elicopterul? Cine mă, cu Terminatul ăla? Doamne, iartă-mă. Sunt eu prieten cu toți țăranii, Doamne, iartă-mă. Nu știu cum. Altă tură. Asta e salmon și asta cred că e tuna. Și noi când sunteți gata cu astea, le băgați aici. Mi-a mai luat asta, nu. Salmon cu maioneză sau cu cheese, ceva în genul. Deci fiți atenți, asta e vacă, carne de vacă, carne de vită cu soșă. Mamă. Credeți că se bagă la Wagyu? Credeți că și-o încearcă la un Wagyu? Eu mi-aș încerca-o. Lăcuța de soy sauce. Nu, mi-a mai luat și arc shell, nu știu ce ăla. Asta e ultima și mă duc pe ce mai pot. Nu, și asta e lista. Doamne, să nu-l chem pe stream. Cum dracu să-l chem? La final, uitați-vă cât i-am comandat. Vreo 12 bucăți, nu știu. Hai să vedem cât a costat. Păi, nu, și m-a costat tot 1760, vreo 60 de lei. Destul de ok, zice. No, bine, hai că vedem ce facem mai de seară. Merem la 7-Eleven să vedem dacă găsim sushi. No, bine, am luat. Cât e cu ăsta? E gen... Nu, era gen, nu știu, cât? 100 de euro o porție sau cât era? Dar puteai să ții și bucătele de alea mici. Adică nu cred că e obligatoriu să ții o porție de aia mare. Avea un felul ăsta. Nu cred că e bun de nimica, plus nici nu cred că e cu carne. Da, miroase salată de biof. Mi-am mai luat un ecler. Nu cred că e cu carne. Cred că e cu ou și așa mai dulce. Hop. Bunuț, dar nu e neapărat genul meu. Cam atât a fost atunci cu sushi-ul. De mâine voi mânca altceva. De mâine mă și duc în Tokyo, undeva lângă Tokyo. Îți vedea în clipul următor de ce mă duc acolo și toate alea. Sushi-ul de aici e bun, păstră medie. Pe ce am mâncat atunci în clipul ăsta o aluneca și... Stai curios care este... Cum calculează Lengel media la sushi? Având în vedere că ultima oară când am mâncat, cel puțin pe video, a fost în ăla cu maioneza. Da, cute! Cute, mă bucur că îi place. Mă bucur că a ajuns și el undeva unde zică, da bă nene, ia uite ce frumos. Also, ai Rafael i-a dat tip de 50 de lei. E amuzant cum în Japonia am observat că toate aparatele îți vorbesc, mega curat peste tot și este impresionant să vezi că au prețuri mici pentru calitatea bună pe care ți-o oferă. Interesantă Japonia. Dacă vreți sushi bun în București, sushi mie. Dacă vrei sushi bun în București, mi se pare că la AI Sushi Bar e de departe cel mai ok. Mai sunt astea, cum îi zice, mai sunt câteva restaurante românești care nici măcar nu sunt sigur dacă au șefi japonezi. Cred că unul singur are. E unul Yuki care are mâncare tradițională japoneză, dar pentru mine personal a fost hit and miss. Adică odată mi-a plăcut, a doua oară nu mi-a plăcut așa mult și acolo nici n-au sushi, dacă nu mă înșel, la Yuki. Și ăla de lângă The Full e ok pe Victoriei. Adică ăla fast food-ul sushi, cum îi zice, Japanos. E ok, dacă, da, sure, dacă e așa de poftă, da, e ok. Ziceam de sushi bun, de care e cât de cât, proaspăt și orezul ăla făcut mai de Doamne ajută și așa mai departe. Da, nu zic că nu e ok japanul, dar e, adică e pretty much fast food type shit. Dar nu e rău, chiar nu e rău. Că am mâncat și eu, când s-a deschis prima oară, aveam fix lângă birou și mâncam îndrăci de la Japanos. Bine. Bă, dar ce fan mi s-a părut cu Mecal mor la electric. Cum? Adică mă gândesc că l-au rezervat de cât? 2, 3, 4 ani? Nu, efectiv, nu înțeleg cum ajungi cu fucking Macklemore. Adică ok, am înțeles că poate mai venea prin zonă, dar nu știu, headliner, primul nume pe afiș, Macklemore? Doamne, iartă-mă. Grammy winner, true, Grammy winner, adevărat. Edi Stanciu, mulțumesc. Ce placă video ai? Treaba mea. Nu știu ce am, cred că 3070. Dar am văzut din review că la toată lumea este această situație, nu cred că contează neapărat placa video dacă e relativ decentă. De-aia Modelina are 3090. Efectiv nu înțeleg de ce ne oculez toți artiștii populari relevanți în prezent, deși vin în fucking Estonia, gen The Weeknd. Păi, cred că dă bani în primul rând și dă distanță, mă gândesc. Că dacă n-ai nimica prin zonă, e ampulistic să vii 3000 de kilometri din Londra. La Antol nu era Borgor headliner anul trecut? Amin. Bă, sincer, aș fi văzut pe Borgor, vrei să vă mint? Dar nu, da, asta vreau ce să zic, că nu cred că a fost niciodată la main stage. Parc. Ha, mă, că faci 3 ore cu Wizu, da, așa funcționează, vine cu Wizu de Weeknd. Singurul festival care mă tentează momentan e Neversea pentru Lil Uzi. Păi voi știați că la Neversea a fost Dua Lipa? Voi știați că la Neversea a fost Dua Lipa înainte să bubuie ca lumea? Am uitat complet această informație și pe urmă am fost șocat când am reaflat-o. Abia își scosese hit-ul, nu mai știu, 2017, nu mai știu. Era săraca, era pe training, era vai de capul, era pe training și pe Stan Smith. Nu știa ideea. Alcohol. Yeah, it's the darker side of me that's now. Măi, cum era iubita, măi, cum era iubita. Dar și asta la fel a fost, că a mai fost la astea în zonă, nu mai știu unde a fost, la Sighet, nu mai știu unde a mai fost. Adică așa e foarte convenabil să aduci dacă mai vin aici în zonă. Că știi, de la Sighet la Cluj, efectiv, poți să vii cu mașină. E, nu, o știa lumea, caman, o știa lumea, că de-aia au adus-o. Adică era very on the rise și tocmai își scosese albumul. Dar nu era... International Superstar cum e acum. Uite. Nevaxi 2017 coaie. Incredibil ce am ratat. A fost în călăraș Dua Lipa. Nu o să o iei niciodată, că nu m-a dus tata să o văd. Și acum vine Mara Ognea să mixeze. Am lăsat recent că a venit Riana în 2015 în București și tot concertul avea vibe de zilele municipiului. E Riana în București? Nu mai țin minte. În schimb știu că a venit Shakira în Timișoara. Ah, da, a fost, da, în Piața Constituției, da. Și Shakira în Timișoara. Și-a luat copyright strike. Pentru oamenii care faceți mișto că... Pentru oamenii care ziceți că sunt prost și care ziceți că cum să vine Shakira în Timișoara. Antena Shakira în Timișoara, coaie. Acum 15 ani sau ceva la modul. Dacă vă zic că a fost și Madonna în București, vă ia mintea razna. Iana Lescu! Thank you, Timișoara! Două ore în fața 30.000 de oameni veniți din toată țara. A schimbat 5 ținute și a mulțumit Timișoarei în limba română. Ce hal era Gabriela Fire aici. Cel mai emoționant moment pentru public a fost atunci când a dansat cu steagul României. Ceea ce i-a scos în evidență și mai mult naturalețea. A schimbat 5 ținute de la sport la sexy, adaptate pentru dansul din șolduri, marca Shakira. Thank you! Thank you! În această după-amiază... E vina mea că v-ați născut atunci? Vedeta latino a plecat din România împreună cu logodnicul ei Antonio de la Rua, care a urmărit-o din culise la concertul de la Timișoara. Concertul Shakirei a fost primul eveniment de o asemenea amvergură. Stați să vedeți că a venit... Stați să vedeți când află că a venit și Michael Jackson de 2 ori. Da, și Lady Gaga a fost... Mă, și n-a mai fost. Doamne, copii, vă iubesc, vă ador. Nu piche, Doamne, vă iubesc, vă ador, copii. Da, Bon Jovi. Da, Bon Jovi, mare om. Doamne, ce... N-am spăctat niciodată Bon Jovi. Doamne, cât toată viața. Acest concept Bon Jovi, du-te recu. Avea un prieten o glumă că Bon Jovi e pentru rock, ce e Bon Jovi pentru neuropsihiatrie sau whatever. Shakira nu fusese cu un român la un moment dat, nu, ale era un pornache de pe ODC care era una de seamănă cu Shakira X de un român. Era un pornache de pe ODC ăla. The OGs know. Stați să vedeți când află că a venit John Cena în București în 2011. Bon Jovi pentru rock. Ce este Bon Jovi pentru neuropsihiatrie sau orice alt subiect? Adică e căcat! Ce nu înțelegi? Stați să vedeți când aflați că și-a luat Van Damme bătaie în București. Stai să afle copiii că a fost Mike Tyson la Neața cu Răzvan și Dani. Lil Pump în Park Lake, da. Lil Pump în Park Lake, care e un mall din București. Da, când a venit Snoop Dogg în Bogata. Stai să afle unii că i-au filmat sub fustă lui Lady Gaga. Stai că asta nu știam nici eu, cum adică i-au filmat sub fustă lui Lady Gaga. Travis Scott a fost pe ecranele noastre în Fortnite. Doamne, dar poza aia cu Van Damme moar de beat la Hanul Drumețului sau unde recu era. Cea mai bună poză. A, dar cum cred că o să o găsesc? O pun pe story odată la 2 ani, dar nu cred că o găsesc pe Google. E o poză cu el într-un local de ăsta foarte românesc, beat mort, cu o privire de aia de alcoolic și cu o bere în mână. Și în jurul lui sunt lăutari. Dar nu știu cum să caut. A, gata, am găsit-o. Am găsit-o pe 9gag. Jean-Claude Van Damme cu aia. Dozele alea penibile de Red Bull acolo. A, Van Damme beat în București, da. Da, asta e acum recent. Te mai da, bulegom. Istorie. Yeah! Good. Hello people. Ăla îi zice, vezi că faci you make accident, my friend. Unde-ți vă trimit? Vă trimit la Bianca Sava. Bine, pupici, toate cele bune, noapte bună, distracție plăcută mâine, ne vedem când ne-om vedea. Marți. Cine poate ști? De fapt, da, marți. Hai, pupici, pa, pa, noapte bună, dați-i follow, fetii, dacă vă place. Și fiți politicoși acolo, da? Hai, pupici!